La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu. Ca de fiecare dată sperăm că la final să putem rămâne cu o povestioară, cu o istorisire, cu o statistică, cu ceva interesant. Tot ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Unibet sunt alături de noi, de 25 de ani există pe piață. UD Bucovina, care face măsuța cu tocul locustă și cu greieraj, după cum se poate vedea. Am servit un pic înainte de la atelierul de tarte, îi găsiți și online atelierul de tarte Pumro, dar și fizic, cum spun eu, vis-a-vis de filantropia. Și de asemenea, badabum, cumperi de plăcere, cumpărături de plăcere. Acestea fiind zise, o să mă exprim exact cum spun copilașii mici în spatele blocului. O știu de la televizor, de la televizor o știu. Dragi prieteni, sper că nu greșesc, s-a născut în Iași, așcat în Oradea, în satul mare, o să ne mai spună pe unde a mai trecut. Acum este în București, dar joacă și la Ploiești. O știți de la televizor, da, și la Pitești, și la peste tot în țara aceasta. Și a venit astăzi să discutăm despre una, despre alta. Paula Chirilă, să rămână. Doamne, ce prezentare! Mamă, nici la Oscar nu-i așa. Să rămână, bine ai venit! Bine te-am găsit! Paula, ai venit cu ce mai e la Veneția? Că vreau să te întreb, că am văzut. Ce, mai merge gondola, pizza, pastele? Merge. Dar ce se duce la Veneția în noiembrie? Să știi că e un anotimp foarte bun. Da? Din septembrie până noiembrie am citit. E mai bine chiar să mergi, e o vreme bună și nu e atât de multă lume, pentru că vara e foarte, foarte aglomerat. Și știi cât sunt de înguste străduțele? Adică nu încap doi oameni braț la braț. Unele chiar sunt foarte înguste, mai înguste decât strada Sforii din Brașov. Da. Mici. Nici satelitul te prinde acolo. N-ai semnal la telefon. Da. Și pur și simplu mi-a venit așa. N-am fost la Giurgiu și tu te-ai dus până la Veneția. Acolo, da, când îți vine așa, pleci la Veneția. Azi aici, mâine în Focșani. Uite, a fost Veneția, da, cu banul. Frumoasă? Frumoasă, da. N-am mai fost niciodată și cumva... Dar ai mai vrut, știi, ca bag. Da, am mai vrut, da. Ai mai fost? Nu, da, am mai vrut. Și cumva a fost așa și pentru mine, ca un cadou, și pentru fiica mea, o surpriză. Bravo. Și m-am bucurat de bucuria ei și... Uite așa, corect. S-a brolit. Bravo, frumos. O luăm cu începutul? Deci ne-am născut la Iași. Da, m-am născut la Iași într-o frumoasă noapte de vară, că era 11, i-am întrebat-o pe mama, că la un moment dat eram pasionată de asta cu horoscoapele, vreau să știu și eu ce zodie sunt. Și zic, mama, zic, cu ascendentul, cu dragi, pe la o vârstă îți cauți cumva drumul. Și zic, mama, la cât m-am născut? Nu știu, mamă, dar era înainte de miezul nopții, că știu, era întuneric, era... Deci undeva pe la 11 jumătate noaptea, 21 iunie, deci sunt așa cu un picior în gemeni și cu unul în rac. A, exact atunci când, la cuspidă, da. Am aflat acum. De ce-am făcut? Da, la cuspidă, așa se numește, că de când fac emisiuni la televizor, da, învăț de la specialiști. Cuspidă. Adică asta e un fel de graniță? Granița între două zodii, așa că nu știu ce sunt dacă mă întreb. Când mă întreabă cineva, dragă, dar ce zodie ești? Ai fost copil atomic din totdeauna? Sau ai fost liniștită? Nu, chiar cu minte, da? Cu mincioară. Eram primul născut, nu știam că dacă eram a doua, m-aș fi prins de șmecherie, că îl vedeam pe ăla de dinainte. Deci eu am fost prima ieșită în lume, din familie și am fost cu mincioară. Cu mincioară. M-am obrăznicit după aia. Da, n-am vrut eu să, nu mi-am permis. Ce voie să te faci când erai mică? Mai voiam să mă fac Angela Simina. Asta este și titlul, Paula Chirilă, șoc, eu voiam să o fac Angela Simina. Da, atât de mult îmi plăcea de ea și acum, atât de mult o iubeam, mi se părea că este cea mai frumoasă femeie din lume, este și acum, da, o femeie absolut, da, superbă, și voiam să mă fac cântăreață, cumva simțeam probabil nevoia de public, dar fără să știu, că nu știi, până ți alegi drumul. Și cred când te-ai întrebat o arșa învățătoare, așa spuneai? Că vreau să mă fac cântăreață, că nu era rușine de Angela Simina. Nu, mi-era rușine să nu urâdă copiii de mine, spuneam că vreau să mă fac cântăreață. Bine, prima oară am zis că vreau să fac doctoriță, că mama era asistent medical. După aia am mai încercat eu niște meserii, dar în forul meu interior îmi doream să fiu Angela Similea. Frumos. Că era la televizor și aveam doar 2 ore de emisiuni. Noi băieții voiam Maradona sau Lăcătuș sau Hagi, scrie, da, pe spate cu pixul, și fetițele voiau Nadia. Da. Că era cu Nadia pe atunci. Am vrut și Nadia. Ai vrut și Nadia. Un pic am vrut și Nadia, dar după aia, eu fiind leneșă, am zis, măi, e greu totuși să fii Nadia, că și pleci de acasă, că am aflat că fac antrenamente, da, la Onești, zic, unde, da, plec eu departe de mama, nu? Recitai când erai mică? Adică băgai din astea? Păi, cred că de acolo mi s-a tras cumva, că povestea are așa, dacă s-ar crea, dacă s-ar face un film după viața mea, toate ar avea o legătură. La un moment dat mi-am dat seama că
pot să recit într-un fel care impresionează oamenii. Cam impresionată pe profa mea de română din școala generală, clasele 5-8, care era cea mai severă profă de limba română ever, nu punea niciodată 10, toți eram terminați de spaimă. Și la un moment dat am avut de învățat o poezie, fiind băiat pădur cu trei ram. Și în manual era doar un fragment. Nu știu ce a fost în capul meu, mi-a plăcut poezia de mică, îmi plăcea să o citesc, îmi plăcea, nu știu cum se caut, sensuri. Și am zis, mă, dar ce e după fragmentul ăla? Ce urmează? Și am căutat, m-am dus la bibliotecă, am împrumutat cartea. S-a uitat cum a venit la noi, unde te-ai dus? La bibliotecă, da, la Palatul Culturii din Iași, era o bibliotecă. Și am împrumutat cartea, am găsit toată poezia și am învățat-o. Nu știu de deci ce. Nesilită de nimeni. Nesilită de nimeni. Stăteam și în prima bancă, eram terminată de spaimă când venea ora de română. Și ne-a pus, zice, am învățat ce am avut de învățat pentru astăzi. Poezia, cine vrea să o zică? Și am ridicat și eu mâna. Providența a făcut să mă pună pe mine. Și după ce am trecut de momentul acela în care se termina fragmentul din manual și am început să zic mai departe, am văzut cum se zbârlește părul, da. Cum deschide ochii larg și mă ascultă și după aia zice, bravo, stai jos, 10. Ma. Wow, mamă! Și după aia m-a luat în cercul de limbă română, mi-aduc aminte vag, că s-au șters foarte mult din memorie. Am un hard mic. N-ai extensie. N-am la... extensie și memorie pe termen scurt. Asta pe termen lung, memorie de lungă durată nu prea funcționează. Și țin minte că m-a dus prin școli și recitam poezii, mai aia, balada unui greier mic. Da, îi plăcea cri, toamnă. Nu știu, mă punea la catedră și recitam unor elevi, dar nu știu de ce. De la cercul de limba română, mă tăria până în școli. Îi se părea că sunt un talent. Nici asta nu înțeleg oamenii acum, cercul de limba română. Deci foarte multe lucruri care s-au pierdut. Și o să vezi, eu pe vremuri, inclusiv compunerile, le scriam în versuri. Nu-mi plăcea să scriu proză. Nu, da, cum scrie? Da? Era mai simplu. Era mai simplu. Măi, eu sunt o leneșă și de-aia sunt eficientă, pentru că vreau să termin repede. Și le scriai în versuri? În versuri, da. De o compunere despre vacanța de vară. Foaie verde de albastru, mă doare un cal maiastru. Asta e citat. Da. Da. Pac, 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 și le scriai așa. Da. Deci de mic ai avut aplecare, ca să zicem așa. Cumva, cumva. Și după aia, dacă ajungem și la povestirea aia, o să vezi cum să ne ajungem. Nu, că se leagă cumva și cu facultatea de profa de limba română. Dar liceu? În liceu... Bun, asta iartă-mă, erai mititică, mergea să reciți. Ai acum la liceu... La liceu nu, dar la un moment dat, cred că eram un bun povestitor, habar n-am. Eram în liceu sanitar, că mama fiind asistentă medicală, s-a gândit, dom'le, fă și tu să ai o meserie, mamă. Da. Și am dat la liceu sanitar... 485.000 de fete și 2 băieți. Milioane de fete. Eu am luat coada de la admitere, eram de la coada la cap. Zic, e clar că sunt pe ultimele locuri, că nu, eu nu credeam că fac multe parale. Și când mă apropiam de capăt, top. Practic de început, zic, tata, să știi că n-am luat, aia e. Și m-am găsit a 7-a. Mamă, zic, băi, nu se poate, de ce dar uite, n-am mai... Cum e viața la liceu sanitar? Măi, interesant, erau foarte multe fete și puțini băieți, era bătaie. Băieți. Ce bine de ei. Era viață frumoasă. Deci erau băieți care vreau să facă asistentă medicală? Da. Da, da, chiar s-au făcut. Eu am frate care e soră la spital, da? Da, dar frate meu, acum e soră la spital. Da? Deci uite că asta e bună. Da. Și umblai cu o seringă din aia și scoteai aerul așa din ea? Am învățat, da, să fac și asta. În spital, că am și lucrat în spital ulterior. Pe bune? Și șoc, 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 Paula Chiril a lucrat și în spital. Da, păi toată facultatea, deci după ce am terminat liceul sanitar, am vrut să dau la facultate, nu știam, nu mă ducea, nu știam unde să dau. Zic, domnule, îți dau undeva unde nu-i mult de învățat. Și eu. Sunt puturoasă. Adică, nu-mi place să fac mult efort, să... Nu aveam foarte mare încredere în mine. Și zic, hai să dau la drept. Măcar să ies avocat. Știam eu că ai mult de învățat și acolo. Ei, și am învățat și am picat cu brio în primul an, că nu eram foarte... Nu aveam o afinitate foarte mare cu istoria. Cu limba română acolo eram foarte bună. Da. La gramatică m-am pregătit cu profa din gimnaziu, aha, care m-a pregătit pentru facultate, deși terminasem liceul, deja plecasem de mult din cuibul ăla de... Da, te ține aminte. Mă ține aminte. Și primul an am picat la drept, cu brio. Mi-aduc aminte că am râs tot drumul de la facultate până acasă. Am avut reacție paradoxală.
Eu n-am știut, abia după aia am învățat că asta se cheamă reacție paradoxală, când râzi la un eveniment dramatic sau la ceva care ar trebui să te întristeze. Am reacționat total ciudat și crede-mă că am făcut vreo jumătate de oră pe jos până acasă, că n-aveam bani de travai. Da. Și apoi zic, dom'le, hai să mă pregătesc mai bine. Hai, că deja la gramatică știu, mă duc, știam, fluieram materia, mă pregătesc din nou la istorie. M-am pregătit din nou, încă un an de zile, și uite cum se leagă acum ce-ți povesteam. Eram la profa de română, profa aceea din gimnaziu, și ne-a dat să iau un test. Eram așa mai mulți adunați la o masă în sufragerie la doamna profesoară Soroceanu, doamna Soroceanu. Și eu am terminat repede materia, că eram super șmecheră la gramatică, asta se învăța. Am terminat repede ce am avut de scris acolo la test și mă plictiseam, stăteam pe canapea și am găsit un ziar lângă mine. Hai să deschid ziarul, ce să fac, mai stau o jumătate de oră să termine și ăștia. Da. Deschid ziarul și văd acolo, erau niște poze. Și erau pozele absolvenților de la Facultatea de Teatru, reînființată după ce picase Ceaușescu. Și eu văd pozele alea cu absolvenții, zic, Facultate de Teatru la Iași. Și zic, doamna profesoară, veniți vă rog un pic. Era, țin minte, cred că 9 seara, că aveam pregătire de la 7 la 9. Zic că eu nu mai dau la drept. S-a pus așa, s-a plecat pe masă, în capul mesei, am o masă așa ovală. Și zice, cum nu mai dai? Păi și la ce dai? De, mai era o lună până la admitere. O lună mai era. Zice, păi eu am să dau la teatru. Da, tu ai fost vreodată la teatru? Mă întreabă. Zic, odată da. Măi, și a zis un lucru care cred că cumva m-a încurajat. Zice, bun, păi trebuie să găsim pe cineva să te pregătească. Dar mai era o lună. Mai era o lună până la admitere, știi. Unii acum, să pregăteau de... Zic, da. Hai că ne interesăm. A doua zi mă duceam către spital. Eram deja asistentă medicală la spitalul de urgențe. Și mă întâlnesc cu un prieten de la radio. Zic, măi, Mitică, mă, voi nu faceți teatru radiofonic pe acolo? Păi da. Păi nu știi tu așa vreo actriță? Dă-i seama ce era în mintea mea. O actriță așa, nu știu, să mă audă, să mă pregătească, să, că aș vrea să dau la teatru. Nu știu, mai să întreb. După două zile mă sună, uite, ai un număr de telefon, sună pe doamna Werner și mai departe vezi ce faci. Bref, mă duc la Teatrul Național, mă întâlnesc cu doamna Mihaela Arsenescu-Werner, care ulterior în anul 2 m-a fost și profesoară de actorie. Zice, hai să vedem, să te aud, zi-mi ce știi. Deci nu te-a refuzat, lasă-mă, ne pace vino să te toți ascult. Nebunii. Vino să te ascult. Și am zis o fabulă, zice, da, există potențial, dacă ești de acord, vom face așa, jumătate de an poezii, monologe de toate genurile, jumătate de an repertoriul pentru admitere. Zic, da, dar știți că eu aș vrea să dau anul ăsta. Draga mea, dar mai sunt 3 săptămâni până la admitere. Da. Nu vreau să-ți răpesc această șansă. Și pentru că ne grăbim, atunci caută poezia asta, 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 scoateți un monolog din Oamenii Cavernelor de William Saroyan și ne vedem în 2-3 zile. Mamă, să ne pregătim. Pe scurt, m-am pregătit 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni și am intrat prima și am terminat șeful de promoție. Băi, băia. Deci ai o memorie ceva, n-ai hardo, n-ai pasta lungă. Memorie afectivă mai mult, că sunt niște evenimente care m-au impactat în viață. Cred că mai mult memorie afectivă. Dar câtă după ce s-a reînființat, eram primul an sau câtă experiență avea facultatea? Puține ani. Câtă vechime? Câțiva ani, 3, nu mai exista, 4. Exista doar IATC-ul, cum îl știam noi, nu? Ăsta din București. Da, atât exista. Și în Iași existase înainte și se... Fusese. Da, fusese cu mulți ani în urmă și acum se reînființase, cred că doamna Dănăilă, care fusese la un moment dat rector, nu mai știu cine o reînființase. Și cel care voia să devină actor pe vremea lui Ceaușescu în Iași, ce făcea? Venea aici la București? Se ducea la București, da. Și era o foarte mare... De aia era și concurență, 10 pe loc și așa mai departe. Da. Ei, și mama, eu am dat pe ascuns la teatru, adică ei n-au asta știut. Asta vreau să te părinți, măi mămică, o să mor de foame? Nu, dar n-au știut. Da, ai auzit-o pe asta la începuturi, că da, o să moriți de foame? Bunicul mă întreba, după ce am fost actriță, după ce m-am făcut actriță, ce am plecat la satul mare, spunea, măi, mamă, măi, dar îți dau oamenii aia ceva de mâncare?
Așa erau, da, așa erau receptați. Da, da, da. Jurnaliștii, neamărin în Dumnezeu să le teamză pe la neamărin, ce sunteți voi jurnaliști? Da, deci n-aveți servicii. Deci n-aveți. Așa ce, servicii. Da, da, da. Și actorii, să moare de foame, mă. Exact. Ce e actorie, mă? Da, da. Nu, dar eu am dat pe ascuns pentru că mama mi-a zis că nu mă poate da la facultate, să nu renunț la serviciu, că nu mă poate ține. Și atunci eu mi-am zis, nu, eu am să dau și nu las. Și ce ai făcut în prima zi în care nu te-ai mai dus? Te-ai dus la facultate și la revedere cu... Nu, am muncit toată facultatea, făceam numai gărzi de noapte la spital. Ma. Noaptea eram la spital, asistent medical, ziua eram la facultate, că nu puteai să lipsești de la facultate, pentru că jucam, n-aveai cum să lipsești. E o facultate de la care nu poți lipsi. Pentru că pregătești examenele, tot timpul lucrezi câte ceva, o piesă, un fragment, o ceva. Ai lipsit-o din asta? Ai lipsit, pierzi examenul, că nu ești acolo, trebuie să fii în fiecare zi. Ți-a fost greu? Da, mi-a fost foarte greu. Păi noaptea plecam, eram de gardă, nu dormeam uneori, că nu dormeai în gardă. La 7 ieșeam din gardă, mă duceam uneori chiar direct la facultate, cu o jumătate de litru de cafea, fumam trabuc pe vremea aia, ca să-mi ajungă, că n-aveam bani. Ai văzut nasolii? Da, la spital? Da. Nasolii? Da, 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 da. Adică ți-a rămas așa ceva pe... Mi-a rămas, mi-aduc aminte de un tânăr care a murit efectiv sub ochii mei. L-am pus pe jos, că n-am mai avut putere să-l târ eu cu medicul, să-l ridicăm în pat, în salon de urgențe și mi-a făcut șocuri. Defibrilatorul ăla. Cu defibrilatorul, da, era, se otrăvise. Acolo veneau din toată Moldova, sinucigași, drogați, plus alte cazuri care țineau de medicală, de medicină internă. Wow. Da, da, și chiar s-au prăpădit fulgerător. Facultate grea? Adică, bun, ai talent, ai astea, că n-ai ce căuta altfel acolo, nu te duci... Nu e șaibă. Arta nu e șaibă, nu-i piuliță. Da, nu e. Facultate grea? Mie nu mi s-a părut grea. Mie mi s-a părut, nu știu, ceva... Simțeam că sunt binecuvântată. Foarte. Simțeam, pentru mine era vacanță. Ieșeam din gardă, de la spital, eram cheaună, dai seama, de oboseală. Păi și puteai să le duci? Școală. Eram tânără. Păi erai tânără, dar facultatea asta presupune ceva, adică nu e un învățat mecanic. Dar mă încărcam, acolo, îmi plăcea, deci îmi descopeream, am descoperit o altă lume. Am descoperit că există, că cu totul altceva. Ce, eu nici nu știam ce e practic. Și acolo am descoperit toate mecanismele actorului. Acolo m-am descoperit pe mine, mi-am dat seama că sunt talentată, că am... Habar de meseria asta. Da. Până atunci erai obișnuit cu o seringă, un garou. Da, la modul da. Păi da, propriu. Pentru că, cum s-a întâmplat? Eram într-o noapte de gardă la spital. Na, eu venită dintr-o familie cu mama asistentă, așa, și am făcut tratamentul și nu stăteam așa. Și așteptam să vină dimineața, știi? Și zic, păi cum, gata? Asta e viața mea? Adică toată viața eu asta o să fac? Da, că poți să ai trei cazuri într-o oră, poți să n-ai nimic până dimineața. Nu, dar toată viața să lucrez acolo, nu simțeam că nu... Că n-am terminat. Nu ești în filmul ăla. Că n-am terminat. Că mai am lucruri de făcut, că am lucruri de spus în viața asta. Cei de aici de la UNATC, că numai noi știm de IATC, povesteau așa, bă, oprișene, mulți dintre actori, de actorii mari, au zis, băi, când treceau șmecherii pe coridor, grei ăia, ne trăgeam așa, sugeam burțile și nu respiram. Tu ai trăit treaba asta la facultate? Da, da. Adică să îți fie rușine să... Doamne, pe când vedeam actorii de la Teatrul Național, profesorii de la facultate care veneau pe acolo, și doamne, mi se părea că sunt atât de mică pe lângă ei și că nu o să ajung niciodată să am măreția aia. Și acum când aud unii, doamna Paula, vai, doamne, să ne lăsăm un autograf. Eu acum zic, doamne, ferește, eu să fac asta? Dar nu, mergeți la cineva care merită mai mult. Așa, și când eram... ai șcat alături de dumnealor prima dată, că a trebuit să joci, nu? Dar acum joc în cel care mi-a fost profesor în anul întâi, cu Adrian Păduraru. Joc într-un spectacol. Deci eu până și acum... Îți vine să zici domn profesor. Am zis domn profesor foarte multă vreme, până când am dat-o pe Adrian. Mai timiduț așa, Adriane. Da, nu puteam. La început îi spuneam domn profesor. Știi? L-am văzut așa că se uită, stăcește. Au trecut deja atâția ani, nu mai zic câți, de când am terminat facultatea. Da, e ca și la sportiv, știi? Că povestesc fotbaliștii, domnule, ăla era idolul meu și avea 25 de ani și eu 16. Eu am ajuns la 21 de ani să prind echipa, omul avea 30 și jucam în aceeași echipă. Poftim. Cu cel, știi, scria numărul pe spate cu pixul, vreau să joc ăla. Și acum când să-i dai pase sau că, cum îl strigi? Da. Că tu
cu 5 ani în urmă te uitai la televizor, ai, Doamne, dacă o ajunge și eu ca ăsta. Da. Și acum ești în vestiar exact. Cu el sau ceva, știi? Da, da. Mă uitam la Claudiu Bleonț, îl vedeam în filme și mi se părea genial. El este. Și acum joc cu el. L-am jucat într-un spectacol la un moment dat. Acum jucăm și mi se pare de... incredibil ce mi se întâmplă. Eu sunt binecuvântată. Și ai tăi ce au zis? Mama ce a zis? Că a trebuit să-i zici, domnule, am luat. Unde? Păi după ce am zis... Ai dormit pe preci. Nu. Tata a fost foarte uimit. Deci dumnealor n-au știut nimic? N-au știut nimic. Eu mi-am plătit profesoara care m-a pregătit din banii mei de la spital. Ciuleam de acolo, luam niște bani că restul îi mai dădeam pe acasă. Adică nu mi-am lăsat serviciu ca să pot ajuta, că tata era șomer, se juca și cu... nu ducea la gură. Era jucător profesionist. Asta cu fularul am aflat-o de la Viorel Ilișoi. Deci e pe bune, da? Să bea cu fularul? Da, da. Mi-a spus. Da. A zis că tremura și... Deci e adevărată? Da, da. Din păcate, că din cu păcate, asta nu se glumește. Din păcate, nu se solidinească. Bun, și când le-ai spus? Când le-am spus, tata a fost foarte mândru. A început să umble cu poza mea în portofel. Wow. Să arate, uite, fata mea e studentă. Am fost prima studentă din familie. Prima cu studii superioare din familie, îți dai seama... Tata plecase de la țară, dintr-un sat de lângă Iași. Cum erau vremurile pe atunci. Bunicii după mamă la fel au plecat și de la țară. Și hop, a venit studintile. Și hop, eu am fost prima, eu întotdeauna am fost așa. Numai când vine vorba de învățat, nu știu, am avut eu o chestie cu cărțile, cu învățatul, cu studiatul, cu... Am un cult pentru asta. Zic, voi lucrarea de diplomă, cum ar veni odată, se dă cu o piesă? Sau cum e licența sau licența ce? Licența la mai multe, o dai la actorie, o dai la istoria teatrului, am dat la mai multe, m-am făcut... Nu, că voiam să te întreb ce piesă ai avut sau cum? Am avut și spectacol, am jucat Gaițele. Chirițescu? Vai, Chirițescu este, piesa asta e favorita mea. Da. Dar am jucat un personaj care mie nu mi-a plăcut, dar eram așa, na, cumva pe amplan. Ce ai fost? Wanda, mega plictisitoare. Nu-mi place personajul, aș fi vrut să joc cu babă de aia. Cele era... trei, sau câte erau, da. Da. Doamne, cum este cu super. Tamara Buciuceanu și cu... Da, da. E o piesă de referință și un, și un joc al lor, adică și filmul. Exact, sper să mă țină Dumnezeu sănătoasă să ajung. Dar eu nu vreau să, să dea Domnul să groape fără papuci în picioare. Ore, bască pe cap și cum... Ce... Bine, te ajută și piesa. Foarte când te ajută piesa. Foarte. Bun, asta a fost Iași. Da. Și de la Iași te-ai dus aproape. La satul mare. Da. Foarte aproape. Pentru că, cumva voiam să scap de acasă. Tata, dacă era la Liga Profesionistă... Deși tu prima... Da, tu prima... Da. Din urbe. Am fugit legal de acasă, cum ar veni. Da, aproape n-ai, mai aproape n-ai găsit? Nu am vrut. Ah, am înțeles. Nu, am vrut să plec cât mai departe. Am încercat, nu, e adevărat, nu, uite, poate mint, am încercat și la Piatra Neamț, la Galați și la Satu Mare. Și cumva am avut de ales între Galați și Satu Mare și am ales Satu Mare pentru că era cel mai departe. Voiam să o iau pe cont propriu, voiam să fiu independentă. Voiam să mă descurc singură. Eram chiar așa gândeai atunci, da? Da. Și am plecat cu de nervii acumulați, de supărare acumulată? Da. Am înțeles. Da. Că și... cu astea nu se mai glumește. Bun, și moldoveanca, aveai accent? Că acum nu mai ai. Aveam accent. Pleacă moldoveanca. Direct la Oradea. La Oradea, foarte frumos. Teatru bun acolo. Superb. Teatru bun acolo. Foarte bun. Foarte adică bun. Da. Un loc în care se făcea teatru. Da. Și acum se face. Sunt... Bun, și când ai apărut, deci 20 și... 20 două de primăveri? Și nici mai știu cât aveam. Cu bocceluțele? Da, o cutie de carton, două valize. Am stat într-o garsonieră. Te-ai dat jos în gară? M-am dat jos în gară. Am luat concursul acolo, evident. Că am dat concurs, da. Am luat concursul și m-am angajat actriță, debutant. Aveam, cred că, 60 de lei salariu. Am făcut foame. Deci, eu știu ce e foame. Nu e deci că foame aia cu bă, o să muriți de foame, nu e numai da, am avut o hiperbolă. Țin minte că în vara aia, în primul an, mi-era rușin să cer mamei bani să-mi dea de tren ca să ajung înapoi acasă în vacanță și așteptam să vină, să primesc nu știu ce avans, era avans și lichidare, știi? Da. Și să primesc avansul ăla, nu mai aveam bani din lichidare. Și toată lumea plecase și colega mea de garsonieră îmi lăsase în frigider atât, rămăsese un parbriz de slănină, așa ziceam noi, un parbriz. Hai că avem un parbriz de slănină, băbule,
mâncăm din el parbrizul ăla de slăină și niște usturoi și niște muștar. Atât aveam. Nici mămăligă, nici pâine, nu mai aveam nimic. Am mâncat la slăină, de mi-au pocnit fălcile. Și mă întâlnesc după câteva zile cu o colegă de-ale mele care stătea lângă teatru. Și zice, dar ce faci, dragă, aici? Dar nu te-ai dus acasă? E, că e concediu. E, am mai stat un pic. Eu eram leșinată de foame. Zice, hai vină până la mine să mănânci ceva. O fi văzut că m-ai pârlit așa. M-a luat, m-a omenit, mi-a dat de mâncare. După care zice, și acum vine să râd, zice, hai să-ți dau ceva bun. Și mi-a zice, am o slănină! Nu, mulțumesc! Eu eram sătulă de slănină. Știi cum era reclama la Radio Guerilla cu cum te cheamă Moș Crăciun, știi? Și zice, Ionuț Cristoiu. Haide să vedem, zice, ce ți-a adus moșul. O, nu iar gecuță, tu-i paștele măsii, știi? Exact așa știi că avea. Nu iar o vestut o gecuță din asta cu buzunărate. Ia să vedem ce ți-a... Ai fost cu minte, da. Măi, Ionuț? Da, ia uite ce ți-a adus. Nu iar gecuță, vestuță, că nu. Așa și tu. Nu iar slănină. Iar slănină, iar slănină. Acum, cu mintea de azi și n-a discutând, acum îți vine să râzi, dar gândește cum era... Da, da, da. După care am plecat la Satul Mare, de fapt am plecat așa, m-am supărat pe ei și mi-am dat demisia și directorul de la Satul Mare, care mă văzuse într-un spectacol și regreta că făcuse o anumită distribuție într-o piesă și că ar fi vrut să mă ia într-un spectacol să joc Zoe, mi-a zis, hai că poate vii odată la Satul Mare, că vreau să vii la noi. Și când m-am supărat pe Oradea, la momentul ăla, l-am sunat și a spus, domnule director, mă mai vreți? Că îmi dau demisia. Nu-ți dau demisia, cereți transferul, că îți dau și categorie, să mai crească un pic salariul. Da. Și atunci am plecat prin transfer la Satul Mare, ulterior m-am întors la Oradea și am dat din nou concurs pe cumul de funcții, să fiu urma așa să le mai iau banii un an de zile. Venea lumea la teatru? Da. Știi cum se spune, oraș mic, domnule, centrele culturale sunt Timișoara, Cluj, Iași și București. Ce joc e ăla, mă, la Oradea sau la, știi? Măi, nu, venea lumea, venea, sigur că da. Veneau, erau abonamente la școli, foarte multe, veneau elevi, de-aia puneam și spectacole care să fie cumva educative. Nu, dar chiar venea lumea și erau și regizori. Tu te simțeai actriță? Da, m-am simțit... Mi-am dat seama că n-aș fi putut trăi fără lucrul ăsta. În momentul în care am avut primul spectacol și s-a aprins lumina, s-a aprins reflectoarele, că la repetiții, doar când face luminile regizorul, atunci tu simți toate luminile pe tine. Până atunci lucrezi la o lumină de serviciu sau o lumină de sală. Măi, când s-au aprins reflectoarele pe mine... Deci eu am simțit că îmi cresc aripi. Deci efectiv am simțit cum din spatele meu ies așa niște aripi uriașe și sunt mare cât scena. Și că fac așa și toată lumea și tot. Deci era ceva, știi că sunt într-un film de ăsta suprarealist. Și asta simt de fiecare dată. Nu, n-am pierdut chestia asta de atunci. Nu te-a omorât asta? Plecăm din Iași cu accentul de acolo și ajungem la oamenii ăștia care-s mai molco, mai vorbesc altfel, mai... Nu, eu am vrut cumva să-mi duc accentul și mi-am dat seama ce diferență mare era, pentru că îmi dădeam seama că eu am realizat că dacă vreau să evoluez, trebuie cumva să nu mai am accent, pentru că pe scenă... Dar l-aveai? Aveam. Adică erai cu chișoare, cu perjă, cu astea, da? Nu chiar cu chișoare, asta se vorbește la țară. Da. În Iași se vorbește cam așa. Și l-aveai pe astea. Și l-aveam. Și uneori când mai vorbesc cu mama, mai vorbesc așa. Da. Dar îl aveam, încercam să vorbesc cât de normal. Cât. Dar mi-am dat seama că asta m-a ajutat foarte mult să-mi curăț un pic accentul ca să mă ajute în scenă. Da. Pentru că dacă vrei să... Trebuie să vorbești corect în scenă, înainte de toate. Știi? Și chiar mi-a plăcut foarte mult. Și am avut parte de un colectiv foarte mișto și de colegi foarte faini. Cât ai stat așa adunat? 6-7 ani? Adică și Oradea și Satul Mare? Și Târgu Mureș, că până la urmă am aterizat la Teatrul Național Târgu Mureș. Acolo e altceva. Și acolo am fost chemată de fostul manager de la Satul Mare, care mă știa că sunt de bună, că jucam deja la Satul Mare. Și tu plecai așa cu valijoara? Dar eram cu ea, mă, nene. Nu vrei să știi cum aveam spectacole uneori la 2-3 teatre în aceeași zi sau imediat una după alta sau repetiții. Am mers cu ea, mă, nene, dar la risc. Eu nu știu cum, eu n-aș mai merge. Astăzi n-ai mai face Ferească cu mintea Dumnezeu, de azi? Cu tirul, cu camioanele. Serios? Cu... Fai de cap. Cine te lua? Că cine te uitai la ceas. Bă. Singură, fată singură. Fată singură, nu știu. Și nu te întreba un din șoferul ceva, bă, mă atace în vârți? Și să-i fi spus, mă grăbesc, hai că... Mă întreba, dar cum să nu, da, știam, adică
cu mâna, cum să zic, cu privirea cu care poți să mângâi, poți să și îngheți. Da. Nu, dar adică... să te întrebi așa de... Să facem o discuție, știi? Da, făceam o discuție uneori. Simțeam așa că patinează, da, că da. Omul o ia randeaua. Că ar schimba vitezele mai larg. Da, și eu tăiam imediat. Dar vezi câte sacrificii acum, știi, da. În orice domeniu. Da. Nu vorbim numai de actorie. Și lumea vede produsul finit. Da, dar produsul ăsta finit e urmarea 20 ceva de ani de muncă și sacrificii și eforturi și nesomn și alergat dintr-o parte în alta și jucat și nespus nu niciodată. Fiecare proiect era o provocare. Da, voiai să fii cineva sau să joci pe cineva? Știi că tot timpul am spus la sportiv, că noi tot timpul dăm pasta cu sportiv. Eu vreau să fiu ca nu știu cine. Tu îți doreai ceva? Adică să ajungi ca cineva sau să joci un rol? Nu. Să stabilești așa o... Nu. Pentru că nu, n-am simțit niciodată că am o limită superioară. Dom'le, vreau să fiu ca ăla. E adevărat, aveam niște actori fetiși, adică actrițe pe care le adoram. Și, dar știam că nu voi fi niciodată ca ele, pentru că aveau, fiecare avea o particularitate. Gina Patrichi, Leopoldina Bălănuță. Da. Personalități total diferite. Nu știu, Stella Popescu și așa mai departe. Voiam să am parte cumva, să am parte de gloria și de lumina și de da, recunoașterea. Da, e normal să-ți dorești asta. Poate recunoașterea, da, cred că asta mi-o doream. Voiam să ajung acolo în punctul în care oamenii să se uite la mine și să zică, bă, asta e actriță, mă! Bă, asta e actriță, mamă, ce actriță e femeia asta. Dar chiar lumea a început să te cunoască pe stradă sau astea să te oprească, să te... Că mă gândesc că într-un oraș mic când vii și joci, vin la teatru și te văd în patru piese, știi? Mai e orașul așa. Mic. Mai pățeam. A, bună ziua, v-am văzut la teatru, ce frumos, așa. A. Da, în orașele mici. Da, sau veneau după spectacol și ne cereau autografe la cabină. Sau... Era așa, era foarte drăguț, știi, la început. Târgu Mureș, altă mâncare de pește? Altă mâncare de pește, atunci la Târgu Mureș am ajuns când a fost simultan cu intrarea mea în televiziune. Și cumva a fost așa, a trebuit să renunț la Târgu Mureș, deși îmi doream Teatru Național, să ajungi, e tot ce aș dorește un actor, să ajungă la un Teatru Național. Dom'le, sunt câteva în țară, cele mai bune teatre din țară. Ei, și am ajuns la Teatru Național și în timpul ăsta am dat un casting și am intrat în televiziune. Am intrat într-un proiect, se numea Canalul de Știri, cu Uscați și cu Trofii. Da, da. Și atunci când m-a... Da, iartă, m-a apucat să-și să debutez în film? Nu. Nu. Nu, 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 nu. Deci era doar cu Uscat și cu Trofin? Da, da, da. Încă nu începusem proiectul, doar luasem castingul și am fost chemată la Teatrul Național Târgu Mureș să joc într-un spectacol, nu știu ce, hai vino încoace, m-a chemat managerul, vino că vreau să fii în echipa mea, așa, că știu că ești bună, na, confirmasem. Și nu mai am vârstă la care să mi-e fiu modestă. Da, să lăsăm. Un om extraordinar, regizorul Cristian Ioan. Și i-am spus, da, domn director, vin, dar să mă lăsați și pe mine, că uitați, am intrat într-un proiect la TV și avem niște înregistrări, la început era o emisiune înregistrată. Da. Avem câteva, la două săptămâni merg trei zile. Dar se făcea de la Cluj, nu? Sau la București? O parte de filmări erau la Cluj, cromele, da. Și partea de studio, de platou, era la București. Ma. Și atunci aveai grea cu Târgu Mureș, Cluj, București. Da, da, da. Și plecam trei zile și până la urmă ne-au propus matinalul, am început matinalul la antenă și atunci a trebuit să renunț la Târgu Mureș. Ți-a părut rău? Evident că mi-a părut rău, pentru că era teatrul. Era Teatrul Național, Târgu Mureș, cum? Și eu ce să fac? Eu nu o să mai fiu actriță, eu să fac la televizor și dacă nu mai, dacă se termină proiectul peste un an. Rămân, a fost greu să renunț, foarte greu. Mi-a fost foarte greu să renunț, dar am zis, domnule, dar te-a prins și asta cu televiziunea? Rău de tot. Te-a prins flama. Rău de tot. La început eram așa, un coprezentator, eram o fățucă, da, cu un pic de creieraș, așa, că nu era. Nu te ținea oamenii de ficus. Nu fraieră de ieri de azi. Nu mă țineau de ficus. Nu era Eu sunt matrița, înțelegi? Sunt prima. După mine s-a făcut. Da, eu sunt prima. Și... Ștanța. Da, da, da. Și zic, mă, am stat eu și m-am gândit, zic, dacă tot vin aici la oamenii ăștia, am să și învăț televiziunea. Hai să nu trec așa ca găsca prin apă, hai să învăț. Da. Și mă ceream și eu, vreau și eu să merg pe teren. Vreau și eu să merg când se face reportaj, când se fac. Și mă duceam cu reporterul, până când
Top, m-a trimis singură. Ia, ia tu microfonul și du-te singură. Da, m-a trimis singură. Și am citit cărți de televiziune, stăteam și mă informam. Urmăream profesioniști să văd ce limbaj de televiziune bun, au. Bun, și meseria de actor? Meseria de actor, deci ce am continuat-o... Atunci, în perioada teatrul aia? Teatrul independent. A venit așa, ca o salvare. Teatrul independent mă leagă începuturile teatrului independent din România. A venit un coleg, un băiat care era... student pe când eu eram actriță la Teatrul Național Târgu Mureș, era student și era organizator la teatru, vindea bilete, până școli, pe nu știu ce. E, omul ăsta și-a făcut un teatru independent și voia să ridice un spectacol. În două personaje, doi actori. Nu l-ai luat de nebun? Băi, nu, du-te bă de aici cu teatrul tău. Nu, nu, că după aia am devenit prieteni. Jucam în baruri. Dar faza e că ei repetau de vreo 2-3 luni cu altcineva și nu erau foarte mulțumiți și atunci s-au gândit să renunțe. Producătoarea spectacolului, cea care băga banii în spectacol, nu vreau să renunț, să-mi găsiți pe altcineva. Și atunci soția regizorului, care fusese ca colegă cu mine la Oradea, i-a zis, măi, dar de ce nu întrebați pe Paula, că ea cred că a jucat în spectacolul ăsta. Spectacolul se numește Un bărbat și mai multe femei, îl joc deja de 13 ani. Se numește Un bărbat și mai multe femei, spectacolul. Eu jucasem în 8 femei de Robert Thomas. N-are nicio legătură cu ăsta. M-au chemat la o lectură. Dacă vrei, dacă îți place textul, am citit. Sunt bună la prima lectură, sunt foarte bună. Citesc foarte bine. Și am citit și face, mamă, ce bine, mamă, extraordinară ești. Ce bine că știi spectacolul. Că am zis, da, nu știu, îl văd pentru prima oară. Da, mă, nu. Pe bune? Nu te cred, da. Nu te credem. Ei, în 3 săptămâni, la mine se leagă de 3 săptămâni. În 3 săptămâni am scos premiera și eu abia născusem. Știi, țin minte că veneam la repetiții, fugeam repede să alăptez acasă. De-aia știu câți ani are spectacolul, că se leagă de da. Fiică-mea. Are și nu l-ai întrebat și unde jucăm, frate? Și când ți-a zis în barul sau premiera, știai? Premiera, bă, știam că e în bar. Premiera am avut-o într-o bodegă. O bodegă din Deva. Cred că la Deva. Mamă, deci era ceva semilugubru. Așa, un fum probabil de tăie cu cuțitul. Da, ceva rău de tot. Și eu aveam niște emoții, eram terminată. Doamne, deci... Și după aia am jucat mulți ani în teatre, am jucat în baruri, la mețere am jucat, prin multe, până când băiatul ăsta pe numele lui George Constantinescu și-a făcut teatrul lui. Cu sediu, cu tot. Dar nu era o nebunie? Era o nebunie. Adică să faci teatru independent? Dar a fost colacul meu de salvare. A fost paralel cu televiziunea. Paralel cu televiziunea. Practic în momentul ăla, știi, care e mama la copii, care e pofta inimii, știi? Te pupăm nevali. Mama la copii, nici nu știu că era așa legată de teatru sufletește, de televiziune cumva financiar și sufletește, că începusem să intrase și microbul ăsta în mine. Dar vezi cum e pata la mama asta pusă, chiar și în ziua de astăzi. Bă, dacă ești bun actor, ok, poți trăi, dar bă, trebuie să te mai completezi și cu o televiziune și cu ceva. Așa e dintotdeauna, adică un actor nu poate trăi. Bun, știu că o să spui depinde dacă ești la Teatrul Național și ești plătit și așa mai departe. Dacă acolo nu te... Dar așa e dintotdeauna? Cred că adică da, trebuie să te mai completezi cu ceva, să te mai lipești cu ceva, să... Da, cumva trebuie să faci ceva ca să... Pentru că bugetele la teatru nu sunt foarte... Dar ești masochist clar, adică tu când intri la teatru știi de treaba asta. Știi sau nu știi, sau îți place nu, prea sau mult, nu te ești interesează, topit după... nu știi, afli pe parcurs. Știi? Adică vezi oameni care spun, bă, să moare de foame, lasă-mă... Ca și cum ești cu ce vezi cu un băiat, te îndrăgostești, nu știu ce, și după un an de zile afli că e însurat. Cam așa e. Știi, adică te duci... În cunoștință de cauză. Te duci cumva. Adică nu vei... Înainte era mult mai greu. Acum s-au mai echilibrat salariile. Acum mai prins o reclamă, știu, mai prins o reclamă, da. Mai prins un filmuleț, mai... Pe mine m-a ajutat mult televiziunea. De ce să nu recunosc? M-a ajutat foarte mult. Da. În ceea ce privește vizibilitatea și... Da, e clar. Posibilitatea de a vinde niște bilete. Tomă pe aia de la TV, cum știi? Da, pentru că ducându-te ești apoi la teatru... Da, da, ducându-te la teatru, ești pe afiș pentru că tu vinzi. Da. Dacă nu vinzi, nu prea există. Bun, și dacă nu prinzi de televiziune, nu prinzi televiziune. Mor de foame azi cinstit, ca unii actor. Da, alții nu. Depinde și de talent, depinde și de noroc. Sunt atât de mulți factori, dar cred că foarte mult depinde de noroc. Nu știu, și de conjunctura potrivită, de oamenii potriviți, de să fii... Și cu toate astea, oamenii se duc să dea examen.
Da. Știi, da, altfel... e, dar deja sunt foarte mulți actori care ies de pe băncile facultății. Gândește câte facultăți sunt acum. La Iași, la Târgu Mureș, la Cluj. În București sunt vreo trei. După Revoluție, mulți ani, 10-15, au fost și cele particulare. Da, da, da. Nu unde mai mergeau da. Mulți dintre profesorii și. Sau actorii cunoscuți. Da. Și care predau și acolo și aici. Sunt mulți care au terminat și nu profesează. Adică statul sau familia a investit în ei și nu lucrează cu totul alte direcții, în alte domenii. Eu sunt o norocoasă. Da. Cumva... Și sunt binecuvântată, jur. Eu mulțumesc că fiecare zi, Dumnezeu. Când te-ai liniștit? Deci când ai mai umblat cu sarsanaua, cu gentuța, că deja era obosisești, cred că, Iași, da. Satu Mare, Oradea, Târgu Mureș, Cluj. Când am intrat când am ajuns la București și a trebuit să mă mut, când am renunțat la Teatrul Național Târgu Mureș de tot, nu la teatru în general, eu nu trădez teatru, că altfel mă trădează și el pe mine. La locații. Când m-am mutat în București, atunci și deja am mulți ani, 18-19 ani de televiziune și de București. Că oboseai la un moment dat, bun, e plăcerea inerentă vârstei, da. Da, gata, Nenicule, stai, pun Trump, pun Trent, pun... Da, 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 pun... obosisem și financiar, cum să spun, eram ok, câștigam ok, mult mai bine decât în teatru, deși și în teatru aveam un salariu bun pe vremea aia, la Teatrul Național, categoria întâi, eram bine de tot, crescusem până atunci, da. Știi, și ajunsesem la cea mai mare categorie. În film, cum a venit propunerea? În film, tot așa, m-am dus la un casting. Cu multe gagici atunci. Multe gagici bune. Multe. Da. Era o bunăciune. 2006? Nu, mai puțin. 2005-2006 a ieșit filmul, dar noi l-am filmat undeva prin 2003. Prin 2003. Și atât când de am mult intrat a durat până... Postproducția, da. Da, până a apărut? Da. Și mi-a fost teamă că m-a întrebat domnul Cărmăzan atunci și ce vrei să joci, rolul principal sau secundar? Și rolul principal l-a luat Chichi Cioran. Da. Era vorba de o fată care e obligată să se prostitueze. Da. Și zic, aoleo, e și primul film, mă mai și dezbracă pe aici. Zic, păi nu, cu asta încep eu, mă. Zic, nu, domnul, da, zic, cu asta încep în gândul meu. Zic, aoleo, am venit la București, mă dezbracă toți, mă lipesc pe aici. Vor toți să mă călărească. Nu, mie dați-mi rolul secundar. Da, nu, eram cu frica asta, am trăit foarte multă vreme cu frica asta, că toată lumea vrea și credem că... Da, e normal. Da, te gândești după aia, apar copii, apare asta, ce face? Nu, după aia, mă, maică ta... Am avut tot felul de propuneri. Dar asta e actoria. Eram carne proaspătă. Da, hai că a venit fata. A venit una nouă. A venit fata. Altă mâncare de pește aici? Da, da. Deci nu mai era nici teatru, nu mai era nici show de televiziune, era film. Da, era film, dar mi-a plăcut foarte mult. Nu știam, nu făcusem niciodată film. Nu că nu făcusem film, nu făcusem nici cursuri de actorie de film. Dar cumva a fost de ajuns să ne spună domnul Cărmăzan câteva vorbe și am înțeles despre ce vorba. Dar baza dacă ai în actorie, n-ai probleme. Aia e. Eram așa, aveam părul scurt pe vremea aia, da. Că îmi crescuse un pic. Când am intrat în televiziune, eram cheală, mă tunsese pentru un spectacol. Știi? Și așa, cu cine mai era atunci? Că erau niște gagici interesante. Era și Ginuța Pistol, atunci am cunoscut-o prima oară. Vai, frumoasă femeie. Și când am văzut-o pe Ginuța, am zis, Doamne, Dumnezeule, și mă uitam la ea, că apărea la un moment dat în camera noastră de cămin, că eram niște studente în film, și ea trebuia să apară într-o pereche de chiloți care semănau cu chiloții bărbătești și într-un maieu și cu un buchet de flori. Și chiar s-a nimerit că a fost ziua ei atunci. Și a primit un buchet de flori, nu mai spun de la cine, persoana importantă. Era un și mai secret. Becher, nu mai e Becher. Erau împreună pe vremea aia și aveau 100 de trandafiri roșii. Deci filmare. Pe bune îi primise. Pe bune îi primise. Și atunci domnul Cărmăzan... 100 de bucăți. Zice, gata, hai că schimbăm scenariu. Că foarte multe din dialogurile din primul film, din Margot, sunt întâmplări de ale noastre, pe care le-am încropit, un dialog, l-am improvizat. Și ea intra cu un buchet de flori și era toată bronzată, așa, ușor, se dăduse cu o cremă, cu sclipici, așa. Și zic, Doamne, cât e de frumoasă! Doamne, Dumnezeule, cât de frumoasă femeia asta. Zic, Doamne, dacă aș fi bărbat, cred că aș fi leșinat, aș dormi la ușa ei. Dacă eu ca femeie fac așa. Da. Superbă mi s-a părut și un om extraordinar. Deci este... București, tu te-a furat? Deci prima oară în București mi-era o frică să trec strada.
jur. Am vrut toată să traversez strada pe la Victoriei, pe acolo, pe fața. Deci asta e la propriu, cum la era propriu. Frică să trec strada. Am vrut să traversez și a trecut o mașină. Bum! Și zic, Doamne, ferește, dar eu nu mai vin în orașul ăsta, veci pururi. Bine și învățată cu niște orașe liniștite, Târgu Mureș, Cluj, Satul Mare, Oradea, altceva față de aici. Zic, și ai venit în nebunia asta. Da, zic, vin aici, păi eu mor în prima săptămână. Da, așa este și da. Mulți spun. Când de popa militar. Deși veneai din orașe măricele. Da, da, mi s-a părut și atât de chiar. Agitat. Și... Nu, Iașul era destul de molcom și liniștit. El da? S-a dezvoltat după aia. Era și nu era ce foarte frumos, era urțel. Ce caut eu, mămică, aici? Doamne, ferește, ce caut aici? Vai, până și când mi-am luat mașină, n-aveam curaj să conduc. Am început să conduc pe la 4 dimineața, de la 4 la 5 dimineața, pentru că mi-era frică pe străzi și străzile erau goale și zic, măcar să învăț traseul până la studio. Bun, mult mai multe oportunități aici, clar, adică e cu duș întors. Da. Vii, te sufoci, dar și oportunitățile îți mai. Dar am început să iubesc orașul ăsta, n-aș mai putea trăi în alt ritm. Nu mai pot. Așa poțim și noi când mai mergi prin Sibiu, că acolo sunt oamenii liniștiți și chiar și prin Brașov și prin... Fai de mine, știi cum uite așa nu. Fac? Da. Bocănilă sunt. Zic, mă, unde l-a văzut pe ăla? Cred că ăla nici n-a plecat de acasă de el, a oprit, zic, să dea la trecere de pieton. Cred că ăla încă se bărbierește undeva. Zic, unde e ăla de trece pe trecere? Îl simte în Sibiu omul, pune frână și trebuie să treacă unul de undeva. Păi la București îi dădeam niște claxoare de sărea basca, nu? Da, da, acum eu dau claxoane. Da. Știi, m-am transformat. Vezi cum te schimbă. Da, vedea se transformă. Ai avut actor sau actrițe preferate din filme de astea? Adică, bun, Angela Similea, dacă te uitai la televizor, nu știu, să fii... Da, 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 era Gina Patrici. Nu, de afară, zic, de afară. Filme din astea șmecheri, nu știu, Julia Roberts... Catrin Deneuve îmi plăcea foarte mult. Ah, te-ai dus departe din prima. Da, era și frumoasă. Îmi plăcea, avea așa o eleganță. Mi se părea că e... Era așa o eleganță regală. Mi se părea că e cu 10 clase peste. Nici nu mai știu acum. Stai să mă zic. Eu mai mult mă uitam la actori, că eram topită după actorii bărbați. Mi se părea că sunt mai... Aveai pe unul? Da, Jack Nicholson, De Niro, mana ăștia. Da, toată lumea. Trăgeam la grei, dai seama, nu mă. Dar tu furi sau voi furați din jocul lor? Îi vezi doar la televizor, da? Se fură ceva sau fur numai din cei alături de care joci, concret, palpabil? Recunosc că eu cred că foarte multă meserie am furat, într-adevăr. Am furat, mai ales... Dar în actorie asta e ceva normal. Nu știu dacă în actorie, cât soluții. Găsesc mai repede soluții ale unor situații, ale unor scene. Da, ai avut chestii din asta? Adică când ai jucat, nu neapărat că ai fost în impas, dar să zici, mamă, să mor eu, cum a gândit-o ăsta, da, frate. Da, da, dar mi se pare aici acum în scenă, când joc, uite, cu Claudiu Bleonț, cu Mihai Călin, cu Leonid, cu... Uite, am un spectacol în care joc cu Leonid Doni. Da. De la ProTV, din Las Fierbinți, să știm cu toții. Nu, am două spectacole. Leonid, în prenumele, are un... Eu n-am mai văzut până acum și am văzut multe la viața mea. Are un monolog care este pe mine mai impresionat întotdeauna, pentru că este comic-dramatic. Și comic și dramatic în același timp. Omul povestește cu emoție și plânge și lumea în sală râde, uitându-se dacă la el. Te uiți atent, ăsta e și rolul lui din Las Fierbinți. Noi hăhăim, dar pe dedesubt, e dar organul secundă, ăla deci de... E un talent, e fantastic. E fantastic, mă uit la el... Deci nu numai la monumente, nu numai la ăștia bătrâni, nu numai la ăștia grei. Nu, și la tineri, și la tineri, încă și la cei și mai tineri mă uit. Pentru că simt altfel ritmul, ei au un alt ritm al vieții. Noi suntem un pic mai molcomi. Părinții noștri și mai. Da. Și ei au un alt ritm. Ritmul aplicațiilor. Și asta se simte? Se simte. Se simte. Da, da. Adică da, o Zoie de acum, din 83, nu mai e Zoie de astăzi? Nu mai e. Dar fiecare, și am jucat-o pe Zoie la distanță de aproape 20 de ani. 20. Și ai simțit tu asta? Da, da. Pe propria-ți piele, da? Pe exact, bune, se simte? Da, am simțit. E clar că față de Rica Venturiano, Radu Beligan în 43 sau cât a fost, da? Nu mai poate să mai fie la fel, că au trecut 80 de ani. Da. Dar tu spui că e diferență între ce ai jucat tu acum 20 de ani și acum același personaj? Da, am alt ritm. Wow. Am alt ritm.
un tânăr are, eu mă uit foarte mult la oameni și pe stradă mă uit, așa pur și simplu găsesc eu personajele, pentru că fiecare om e diferit, tu mergi într-un fel, ai ritmul tău în care pășești și felul în care pășești, altul merge altfel, așa și cu, și cu tinerii, ei sunt într-un fel. Da, de aia se spune că Julieta viteză a fost odată așa, aia mai bună, aia mai nu știu, da, deși, păi stai, nu e aceeași piesă? Că ăla da, ne-ntuna e... schimbat-o. E dar de... poate să fie într-un milion de feluri. Într-un bine, milion. Contează și regizorul, bănuiesc, și interpretarea evident ta și așa mai departe. Evident, da. Dar uite, asta e foarte tare, vezi, am rămas așa un pic, deci Zoe de acum 20 de ani nu mai e Zoe din 2000. Da, 20. Da, 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 da. Oricât aș încerca și vorba aia, chiar am jucat-o pe Zoe, că cu Zoe am început la Satul Mare și am jucat-o de curând pe Zoe la Târgoviște. Și este cu totul altfel, simt acum. Caragiale ăsta nu se termină niciodată? Nu, nu. Nu cred că se care va termina. Care deja absolut 130 de ani. E atât de atemporal că va fi la... Bine, problemele omenești sunt probleme omenești. Păi da, și drive-ul da, nostru va fi întotdeauna sexul și banii. Da, dar el le-a potrivit acum 130 de ani. Pentru că și aceleași problematici erau și acum 130 de ani. Era politică, erau femei, erau bani, da, erau interese rețetă, mari la mijloc. O rețetă simplă pare, știi? Exact. Ingredientele astea, dacă le amesteci, îți iese ceva, da, îți iese ceva, ceva bun. Ai continuat și cu filmele. Nu te-ai oprit. Am continuat, am făcut și mult scurtmetraj, chiar am luat și un premiu la un moment dat. Cu se mai fac filme în România? Wow, au început acum să se facă niște filme, Doamne, îmi pare rău că nu mai am vârsta la care să mai joc personajele astea care aoleu, sunt acum. Aoleu, că bătrână ești, da? Ei, nu mai am 20 de ani. Am așa păi, cu un picior. Dacă ai zis singură că jucai cu 20 de ani pe Zoe, da, știi, înseamnă ceva. De se fac. Era foarte tânără, era o Zoe foarte tânără. 20 ceva de ani. Da. Au îmbătrânit și Zoe între timp. Da, că și acum, deci acum filme se fac. Oh, păi nu vezi că au apărut. Avem acum și premii. Da. Apar așa, adică n-am fost morți. Da, după Revoluție cel puțin. Da, da, da. 30 ceva de ani mai vine cu un leușor, cu un can, cu un... Da, a, uite, chiar mi-am adus aminte că am fost filmul, am jucat într-un film, un scurtmetraj, făcut de doi frați excepționali, frații Pârcălabu, băieții lui Doru Pârcălabu de la Divertis. Știe toată lumea. Așa. Și cu un scurtmetraj făcut de ei, am ajuns la Cannes, mă rog, filmul. A ajuns într-un... Dar de ce fac mămică ei scurtmetraj? N-au bandă unul lung? Habar n-am, nu știu. De care e ideea la scurtmetrajele astea? Nu știu, e costisitor. Da. Scurtmetraj făcut pe zero lei. Ei au avut tot timpul idei că-i cunosc și au avut excepționali idei. Bine, sunt. Și de la taică-su. Ce-a văzut în casă? Măi, deci sunt foarte, foarte buni. Dar chiar Divertis ți-a plăcut? Vai, deci, cred că a fost un vis împlinit cu Divertisul. Eu aveam o casetă când eram mică, pe sub mână, nu știu cum obținută, și o ascultam la casetofon la mine în cameră și râdeam de una singură. Și spuneam, Doamne, cum sunt oamenii ăștia, sunt niște zei. Da. Și după aia i-am văzut la televizor și mi se părea că sunt extraordinari. Nici nu-mi imaginam că o să joc vreodată la ei. Și ajunsesem, făceam o emisiune la Realitatea și mă sună într-o zi cineva și spune, bună ziua, Paula Chirilă, da. Bună ziua, eu sunt Cătălin Mireuță și aș vrea să ne vedem un pic. Câți de Cătălin Mireuță puteau nu să fie? Nu exista, deci cred că mi-a căzut un rând de piele. Deci, m-am dus, nu venea să crezi. Ce, păi, noi te știm de mult și cum? Eram deja la, fusesem da, cu Uscat și cu Trofin, dar plecasem deja în TVR, se alesese praful de noi, eu o luasem pe, pe un drum separat. Și ce, noi te știm de mult, noi am vrut să te luăm la noi de mult, dar tu erai la matinal și nu puteam, că erai sub contract acolo și n-am putut să te luăm. Și nu venea să cred ce aud, zic, poftim? Păi am văzut că tu ești bună pentru comedie. Și prima oară am jucat într-un serial scris de Mireuță și de Doru Antonesi. Dar nu te bufnea râsul când încerca să vorbească serios? Că ba da, ba da. Trebuia să vorbească, putea să hăhăiască. Dar râdeam tot timpul la repetiții când mergeam și citeam textele. Eram ceva, deci nu era, oamenii sunt geniali. Genial, pe lângă faptul că mă duceam acasă și mai deschideam Dexul. Da. Ce au mai zis oamenii ăștia? Mă uitam la politică. Da. La politică. Și cum erau ei, spuneau, bă, sunteți glume de politehnici, top, ușor, să încercăm să le pritocim, să vedem care e treaba cu gluma asta. Da. Și nu erau glume de... Și
cumva mi-am căpătat așa încrederea în mine alături de ei, pentru că na, eram niște monștri. Când la un moment dat monstru, Doru Antonesi, așa îi se zice monstru, dar el este un om de o blândețe, de un suflet imens. Așa zice, e, lasă, că face, nu contează cum scriem noi, că vine Paula și face un personaj și ridică textul. Hopa! Wow, deci mi s-a părut, Doamne, zic, noi, extraordinar, ce părere bună oamenii ăștia care fac de atâta amar de ani divertisment, că e foarte greu să faci oamenii să râdă. Doar eu aveam experiență. Da, și ei trecuseră deja de la serbările studențești și așa mai departe, trecuseră de la sala Palatului și aia, trecuseră pe TV, care e altceva. Foarte greu. Și alt volum de muncă. Da. Și eu trecusem prin printr-o trupă de umor, de mergeam prin toată țara, făceam șușe. Da, veneam, făceam șușe și la un moment dat țin minte că eram la mare și după noi aveau spectacol Țociu cu Palade. Da. I-a și spus lui Romica, zic, bă, Romica, ne tăia curentul, mă, la un spectacol, că noi am terminat, trebuia să terminăm la 7 și am terminat la 7:02. Dar n-am apucat să finalizăm, să dăm ultimele replici, că ne-au tăiat curent. Paca, zi, băi, până la 7 aveți plătit. Mă, și nu mai știu cine ne-a... Cred că el a zis, păi ce vreți voi, mă, așa din prima, că noi de 10 ani facem meseria asta. Zic, eu te-al dracu, s-a făcut Sociu. Și a zis... Uite, nu-i paradoxal la tine, deci ai vrut să muncești cât mai puțin și ai făcut turul României. Da, da. Știi, e un paradox, că normal ai fi putut rămâne în Iași. Puteam. Da, asistentă medicală. Dar n-am simțit că am muncit. Asta e, asta e. Mai vezi, dar e paradox. Padarox, cum zicea Divertis. Uite un paradox. Pentru că atât de mult îmi place ceea ce fac, încât nu simt că e o muncă. E vacanță. Da. Eu sunt non-stop. Crede-mă, dacă mă întreabă cineva, eu muncesc non-stop. Am 4 joburi. Chiar mă certa cineva pe Facebook la un moment dat, nu prea citesc, n-am timp să citesc, că muncesc. Și citeam un comentariu. Dar tu ce mai muncești, mă rog? Măi, oameni buni, și acum am 4 joburi, sunt la 2 emisiuni la Teatru din Pitești și o grămadă de spectacole independente. Eu n-am sâmbătă, n-am duminică, n-am, dacă am un weekend liber, deci tot așa ai rămas, nu te-ai liniștit. Te-ai liniștit în ghilimele că te-ai zalt într-o casă în București. Atât. Dar în rest tot. În rest că de fiecare dată când te sun, sunt la Pitești, am aia la... Sunt pe fugă. Mă duc colo, vin colo, mai am o emisiune, mai... Da. Dar nu ți-e greu noaptea? Uneori mi-e foarte greu. Nu, așa îmi place, că eu și așa sunt pasăre de noapte. Nu, așa nu dormeam. Mă culca pe la 1-2 noaptea. Zic, copiii mici nu crede, tăiem la montaj. Dar acum uneori mai simt oboseala, mai ales când am repetiții la Pitești și trebuie să plec dizi dimineață pe la 8 să mă urc pe autostradă. Deci tu bagi autostrada, cum să zic, e 300 de kilometri zilnic. O dusă și o venită și o zi prăpădită. Știi, mă întorc la emisiune, uneori te reprind pe amândouă și capriciile, anexa da, de la Mireasa, da, da, și extra night-ul. Știi că nu pot să lipsesc. Și le duci? Da, am de ales. Le duci, mămică? Am de ales. M-am mai luat salvare de câteva ori de la emisiune. Stai un pic, asta nu e. Te-am mai luat salvarea de câteva ori? Da, și da. Așa cu nonșalanță o zici, adică e... Am scăpat. Acum, cât de aia zic, altfel... Aici. Ți-ar fi zis, dacă, era o fată bună, da, mamă. Mai Paula. Și Paula. O curăția. Uite așa. Cum ne mai zice aia, săraca, da, era Paul. Plăcea șprițul alb. Da, era pasăre de noapte. M-a luat. Am făcut la un moment dat niște pusei de tensiune. Am ieșit din emisiune pentru că simțeam că mă prăbușesc de pe canapea. Era să mă lovezi un operator pe acolo și au chemat salvarea. A venit Vizante, stând aici la asta și spune... Băi, știu că sunt unele eroruri pe care nu pot să le fac. Da. Da? Da. E adevărat? Da. Ai trăit asta? Ai simțit? Da. Nu am putut juca niciodată o ingenuă. Dacă am jucat ingenuă, am jucat ingenuă comică. Nu pot, n-am putut, nu, am simțit că nu e pe și de unde simți asta? Din tine așa vine? Da, adică iei textul, pot fi sinceră, nu pot îl citești? Autentică. Da. Că poate fi un text pe care nu l-ai, pe care nu-l știi. Că nu mă potrivesc. N-aș fi putut juca Julieta niciodată. Dacă se făcea Romeo Julieta în cheie comică, găseam toate soluțiile. Dar asta nu contravine ideii potrivit căreia un actor poate joace orice? Ba da, contravine, dar cumva n-am simțit. Uite, chestia asta cu comicul și cu părerea pe care o aveam despre mine, pentru că făceam spectacole de divertisment, eram în țară în șușanele. Da, lumea așa te receptează, știi? Aveam e nebuna senzația... aia de Paula Chirilă care joacă
comedie, joacă comedie, merge, da. Joacă comedie, merge. Da, da. Știi? La un moment dat am avut, m-am întrebat, bă, dar eu sunt un fel de actriță sau pot să joc numai din astea? Mi se părea mie că da, la început n-aveam ce minte aveam eu acum. Dar e normal, toți întrebăm asta la început de... Și mă întrebam, mă, oi fi eu vreo șmecherie de actriță? Asta e sau, actoria mea? Asta e numai comedii, că și în teatru tot comedii jucam și... Și la un moment dat eram așa, cumva, n-aveam o părere foarte bună despre mine, stima de sine era cam jos. Eram la Satul Mare, plenitudinea ratării. Deci trăiam atunci, aveam un sentiment de ratare. Plenitudinea. Asta da. A rămas așa un pic vorbata, mă uc acasă și mă uit, plenitudinea ratării. Everestul ratării. Simțeam din plin că sunt o ratată. Și că mi-am ratat toată viața și că de acolo încolo nu o să mai fac nimic. Asta e, sunt o ratată. 26 de ani aveam, sau 28, nu mai știu. Și eram cu un coleg de-ai mei de la teatru, eram în secretariatul literar, ne jucam pe calculator. Frecamenta. Da. Ce jucați? De-alea, bobițele alea, buboiau alea. Și intră soția lui, care era secretar literar în teatru, intră Stella și spune, bă, nu vă e rușine, mă! Cei mai faini actori ai teatrului stau și eu frecament aici în redacție. Nu mă interesează. Și eu trebuie să mă chinui să propun un spectacol pentru festivalul de teatru de la Sibiu și voi o frecați pe aici. Nu mă interesează. Deci ea cu bărbatul vorbea așa. Nu mă interesează în 2 săptămâni să-mi veniți cu un titlu de spectacol pentru festival, să-l propun. Că știu sigur că o să-l faceți. Opa! Sigur, nebunii nevastă-tă. Unchiule, cu care dintre noi vorbește? Da. Și zic, nebunii nevastă-tă. Da, nebunii Stella. Zice, bă, hai să ne gândim. Hai să ne gândim. Festivalul de teatru la Sibiu, cel mai șmecher festival. Oprește un pic mașinuțele astea sau ce, da, ce jucați. Da. Și să-și se gândește Adi Matioc, care e actor acum la Sibiu. Noi eram atunci la Satul Mare, că s-a legat după aia plecarea lui la Sibiu, la teatru acolo. Un teatru excepțional și un festival excepțional. Gândiți-vă la voi jucându-vă pe calculator. Da, jucam asta e Mario, tare. Nu știu ce dragul jucam. Da, Dina sau Blaster. Da. Frecamenta. Eu eram brunetă, aveam părul până aici. Și zice, mai, hai că, uite, știu eu un regizor foarte șmecher, dar nu mai e în țară, e în Spania. Hai să-i scriu. Și scrie lui Teodor Smeustermin, îl cheamă pe acest regizor, îi scrie, băi Teo, ce faci mă, hai nu vii tu până în țară să facem un spectacol pentru festivalul de la Sibiu? Omul fiind în Spania. Omul fiind în Spania. Și el zice, băi, ai un text? Că uite, vreau să facem un spectacol în 2 personaje, repede să-l ducem la Sibiu. Că putem să-l ducem la Sibiu, că e pe listă. E cu X, dar suntem acolo. Zice, băi, am un text, dar nu l-am scris, l-am în cap și nu pot să vin că mi-a născut nevasta. Trebuie să veniți voi. În Spania. În Spania. El stătea în Santiago de Compostela. Soția lui era capelmaestru la filarmonică, foarte șmecheră femeia. Ce am făcut? Deci nu aveam un chior în buzunar. Am mers amândoi la bancă. Am împrumutat 5.000 de dolari. Eu, 5.000 de dolari el. Wow. Am plătit, ne-a ieșit părul în căciulă. Și ne-am cumpărat bilete de autobuz și ne-am dus până v-ați în Compostela. V-ați dus cu autobuzul din, da, Satul Mare în Compostela? Da, da. Am mers 3 zile și 2 nopți, am ajuns cu niște picioare, aveam, da, cum sunt picioare la masa asta? Eu sunt subțiri. Uite așa, aveam niște picioare de groase, de umflate. Am stat acolo o săptămână, toată săptămâna Paștelui, cât aveam liber, că nu puteam să plecăm, aveam spectacole, eram actori. Pe banii noștri. Omul dement, un geniu nebun, dar superb, noaptea scria textul și a doua zi noi îl ridicam. Textul este povestea rescrisă a Orestiei lui Eschil, dar văzută prin ochii celor doi pasnici ai cetății care așteptau să vadă flacăra care anunța cucerirea Troiei. Ei au orbit și rescriu toată Orestia. Și jucam toate personajele, Cassandra, Ifigenia, Clitemnestra și el juca Agamemnon. Nu cred. Da. Și la un moment dat, țin minte, deci scoteam și flăcări pe gură, că la un moment dat face și aici, tu scos niște flăcări pe gură. Zic, deci el avea toate astea în cap, da, și nu le scrisese? Da, n-a apucase. Bun. Da, păcase că se ocupase de un spațiu, că voia să-și deschide școală de teatru, dar el era faimos încă din facultate. Terminase la Cluj și făcuse pe acolo un fel de revoluție teatrală, cu niște procesiuni, deci era în oraș. Era ceva, muta munții cu spiritul lui.
Și am făcut spectacolul ăsta, am învățat să scot flăcări pe gură. La un moment dat scoteam chiar, zice, acum tu scuip flăcări. Băi, nene, stai ușor. Zic că, ok, nicio problemă. Dacă tu poți să o faci, o fac și eu. Ce tati, te învăț. Și n-ai să ai tu unde să găsești substanța de aia de la circ cu motorină. Și m-am învățat cu benzină niciodată, pentru că da, se întoarce flăcăra. Da. Și scoteam flăcări pe gură, după aia o săptămână răgâiam numai motorină. Cine urca cu tine în lift, apăsa pe ăla de incendiu, că murim cu toții aici cu miroase. Exact, da, o săptămână vezi? Răgâia motorină. Și în... am dat zice, și acum vreau să vă tund. Eu eram brunetă, aveam părul până la brâu, colegul meu blond avea părul până... Băi, nene, stai cu minte cu tu în sus. Da, da, zic, hai mă, termin-o, că nu ne lasă ăștia să trecem granița, că nu mai semănăm cu pozele. Nu mai ne pupăm pe ce ne uităm la... Și zice, da, vă tundeți acasă. Mă, și a făcut ce a făcut, nu știu cum, ne-a motivat, avea un stil de a te, motiva, de a-ți spăla creierii, de a... Că altfel nici nu putea să face spectacolul ăla, decât dacă erai... în transă. Așa. Și am ajuns acasă și la un moment dat Matiocu zice, hai până la mine. A pus un scaun în băița lui, avea o băiță mică, zice, hai să începem. Că n-avem și începe brrr, cu mașina. Brrr, face, o facem? O facem, ce să facem? Aia e, am scos spectacol, am promis, aia e. Hai să o facem, pentru teatru, pentru teatru, pentru festival, pentru festival. Trrr, și la un moment dat zice, rămâne și mă ridic în băița lui mică, mă uit în oglinjoara aia mică și îmi lăsa așa o cărare, o, un smog de păr, așa, ca, cum avea ăla în taxi de Niro. Da, din eu, taxi driver. Da, asta ca glumă. Și ne-am tuns amândoi 0 și ne-am dus la festivalul de teatru de la Sibiu și a fost fabulos, fabulos. Aveam un moment, deci spectacolul ăla cumva m-a liniștit total, mi-am răspuns întrebării mele dacă sunt sau nu actriță. Deși erai în plenitudinea ratării. Ratării, credeam că sunt o actriță de jușe, de comedie, numai comedii făceam și mi se părea așa că e ceva ușor să faci oamenii să râdă, nu e. Da. Pe parcurs am înțeles că nu e, e un talent cu totul și cu tot special. Și ți-a dat un... Mi-a dat un restart, da. Acum și... dacă ai în inimă așa dorința de a juca numai comedie sau mergem și pe dramă și pe astea? Merg pe orice, mă duc pe orice, nu mai am, dar acum în independent cel mai mult se cere comedie, lumea nu mai vrea să fie numai, să iasă nu? Tulburat de la... Bine, teatru. Are drama afară din teatru. Exact. Comedia vinde foarte mult și cam asta se cere independent. La teatru, la Pitești, joc, ce e în repertoriu. Ce clar. Se pune? Uite, acum am încercat anul ăsta, am încercat revista. Fac cupletul de atac, ce făcea Stella la... Pe bune? Tănase, da. Da, fac cupletul de atac. Altă treabă, e altă mâncare treabă. De pește. Da, e altă mâncare de pește. La fel credeam că, na, revista e un gen facil. Da, pam, că e orchestra în spate, că nu înțelegeam de ce m-a întrebat capatul. Dar de ce e cupletul de atac, că ești singur în scenă? Și m-am dus la regizor și... De ce? Da, uite, chiar de ce e? Și l-am întrebat pe regizor. Și zice, păi da, dar tu ești cu orchestra în spate. Aia e partenerul tău, face pam-pam, e ca o concluzie, așa, punctează. Aia face pam-pam de 80 de ani de pe vremea lui Tănase. Tănase, da. Fac ce făcea Tănase, Stella. Pe bune? Da, cupletul de atac și mai am încă o scenă. Chiar la revistă, la... La secția de revistă, da, e un spectacol făcut acum nou cu un regizor, cu Cezar Ghioca de la revistă. Păi mai mă mică timp. N-am, trebuie să fac, sunt angajat acolo. Acolo sunt angajată cu carte de muncă. Dam. Mă duc pam-pam și joc, că nu e... Nu, cum să spun? Teatrul pentru mine nu e un ciubuc. Adică tot ce fac, indiferent că e în independent și ce am făcut, vorba aia, mă duceam cu bani de acasă, câștigam la spectacol 10 lei. Adică atâta câștigam eu la început la un spectacol independent. Deci sunt paliere destule. E televiziunea unde se fac filme, da? Da. Sunt teatrele naționale de stat, cum le știe lumea. Sunt teatrele independente, da? Sunt show-urile TV. Adică ar avea unde să se ducă o proaspăt absolvenții, nu? Da, dar și ei trebuie văzuți undeva. Tot timpul le spun celor care mă întreabă, da, cum pot să ajung și eu să joc într-un spectacol la teatrul de artă, de exemplu.
sunt foarte multe spectacole care se fac nu neapărat într-un spațiu, ci vin și sunt prezentate directorului teatrului independent. Dom'le, mă primești în spațiul tău? Și el spune, da, nu, poate. Dar unul care apare de pe băncile facultății are 22 de ani, poate prinde toate astea sau îți trebuie experiență și așa mai departe să te cunoască lumea asta? Adică, bune, tu ești talentat. Tu ai talent. Mai sunt și rachete. Sunt. Dar de obicei, na, durează până află lumea de tine, te remarcă într-un spectacol, ce mai... Mai primești un telefon, te mai vede cineva, mai inviți pe cineva, inviți un regizor, inviți un director de casting și așa mai departe. Ca să dar e ca în viața văzut. De zi cu zi, trebuie să fii talentat ca să te cheme. Da. Să fii bun, nu te, să fii bun în ceea ce faci, că aici nu mai e vorba de actorie sau da, ca să da, te da. Cheme lumea peste tot, să se audă despre tine. Trebuie să fii bun, dar eu nu știu ce înseamnă să fii bun. Adică nu, eu n-aș putea, nu știu dacă aș putea să învăț pe cineva păi da, să uite, joace. Exact asta zice omul despre actori. Noi nu ne pricepem pe fanii de afară la jocul actoricesc, cum să zic, în detaliu. Și care este expresia? Bă, e bun, bă, să nebunesc, e bună, bă. L-ai crezut. Asta, nu pot să-i... Adică, ești, așa, e un har. Te chinui să explici. Vezi un film. Nu știi de actorul. M-am uitat la un film danez acum vreo săptămână. Mm-hmm. Da, nu te ajută nici limba, nici nimic. Da, da, da. Și la sfârșit exact asta a fost. Să moară da, viața mea e bună asta, frate. Da. Limba fine. Da, știi ce e ușurăl. Da? Am văzut film corean. Sud-corean. Da, da, da. Și zic, băi, nenicule, te zgârie un picuț așa când vorbesc ei, da? Și zic, băi, e bun. Și după aia îl iei un picuț la mână, încep să intri pe... Am și văzut săptămâna trecută Fatima. Da. Fatima, nu l-ai văzut? Da, Fatima, da, da. Cu fetiță de 12-13 ani care joacă rolul măicuțe Lucie. Am luat-o imediat la mână după aia. Bă, cine e? O actriță din Spania. Zic, băi, actriță la 14 ani. Da, aduți-o aminte pe Dakota Fanning. Da. Cum era, măi, fetița? Nu puteai descrie, știi? Adică voi știți să spuneți ce face ea. Dar noi atât la asta ne rezultăm. Da. Bă, e bun, bă. Mamă, cât e de bun ăsta. Da, uite, omul a transmis ceva sau... A transmis. Uite, eu cred că aș putea foarte bine să fiu un foarte bun agent de casting. Îmi dau seama din primele cuvinte de cum pășești un actor în scenă, dacă e ok sau nu. Da. L-am profesor la jurnalist și spunea, râu rățuși că rămânică, știu ce ai, râu rățuși că stop, comunicare sau publicitate. Da. N-aveai ce să cauți sticlă sau radio. Următorul, rică nu, stop, comunicare sau publicitate. Venea următorul, râu rățuși că rămânică, perfect. Sau spunea, fără să uite la, vezi că ai un S. Da, ai un S. Da. Da, da. Îl corectezi, tu n-ai niciodată cum să te duci să spui pe pișidenție, pe șeinte omânii, pe de la TV. Deci acum sunt cazuri multe, multe. Dar atunci, atunci exact așa, știi? Cu urechi de tablă sau... Da. Vorbeau, la admitere am dat, am și cântat, am și dansat, am și... Mai aveam puțin, făceam... Da, scoteai flăcări. Da. Ai un rol care... Pe care, știi cum e? Păi, pe care. Ai un rol care ți-a rămas? Știi că alea, luăm pe o insulă pustie, doamna Paula Chirilă, o singură piesă de teatru în care a jucat. Aia. E geamanta nu mic. Nu ne încape. Am mai multe. Uite, l-am pe ăsta cu care am fost la festivalul de la Sibiu, pentru care m-am tuns zero. Și îl am pe ăsta pe care îl joc de 13 ani, pentru că cumva se leagă. A fost barca mea de salvare. Chiar a fost barca mea de salvare emoțional, fiind pentru că am părăsit Teatrul Național și simțeam că nu o să mai fiu actriță niciodată. Adică pentru mine a fost o schimbare de carieră când am rămas doar în televiziune o perioadă. Și nu m-aș despărți de spectacolul ăsta și oricum e un text la fel, atemporal. Un bărbat și mai multe femei. Bun, 13 ani. Ce te mai mână în luptă? Sunt 13 ani de zile, da? Joci în aceea sală, da. Te schimbi în același loc, da. Da? Ai aceeași cabină, e aceeași machioză, nu știu, dau un exemplu și dacă e bun, s-au mai schimbat, da, știi? Maldini la AC Milan, 20 de ani. Băi, nene, și dacă i-au mai dat cu var pe pereți și au schimbat vestiarul, el tot acolo venea? Îmi el place. Da, da, trebuie să te motiveze ceva, nu? Este... Sunt 13 ani, Paula. 13 ani de când joc acest spectacol și n-am schimbat o virgulă. Este un spectacol. De obicei, actorii mai fac o mică. Măi, la acest spectacol, atât de bine a fost făcut el de acest regizor, de Bogdan Hușanu, încât noi nu am schimbat o virgulă.
atât de clar funcționează încât, dar ne mai surprindem uneori că mă mână cumva plăcerea nebună pe care o simt când joc. Mă bucur pentru că colegul meu mă surprinde uneori cu noi nuanțe pe care le dă când zice, îi văd o privire și da, fără să vine schimbe, să mă bușească râsul și zic, da, mamă, ce bine a dat-o pe asta! Mamă, și mai dau eu una și îl văd cum îl dezechilibrez și pe același text, când văd lumea cum râde în sală și când bine, aud la Broadway final... Bine, s-au jucat alea 50 de ani legate. Îți dai seama. Acolo e treaba. Și vorba aia, nu avem cabină, avem de puțin timp, că înainte n-aveam nici cabină. Recuzita eu o pun, că o știu și pe întuneric, dacă se stinge lumina în spate, că și așa e semi-întuneric și eu scam chioară, da. o simt cu mâinile pentru că schimb la secundă costumele în spate și iau recuzita necesară pentru că fac 8 personaje în acest spectacol. Și comice toate. Mamă. Și chiar te invit. Ce zi azi? Sâmbătă. La Teatru de Comedie îl joc. Bun. Sâmbătă asta. În... Bun. Așa. Dar nu e obositor? E foarte greu spectacolul, este obositor. Este. Uneori mă duc așa, mă târâi. Da, dar dacă zici că îți place... Și reînvin scenă. Eu am intrat cu colica renală în scenă. Oamenii te saltă? Da, e ca la, da, mă saltă. E ca la sport, adică nu contează dacă mă înjură sau mă țin cu mine, dar să văd eu 30.000 de oameni pe stadion? Mă saltă și mă saltă când simt vibrația sălii și când simt că omul a înțeles poanta și a râs. Mai sună telefonul? Mai sună uneori. Suntem în 2022. Mai sună. Dar tu, apropo de că ai spus de că ai jucat mult acela, ai avut parte de din astea să-ți lege coșul de gunoi, să-ți arunce o hârtie, să, băi, Paul a adus, sau chestii din astea? Stai să-mi aduc aminte. Botez din ăsta finuț? Am avut odată, da, am avut odată că eram o valiză, dar nu mai știu, de la fel, și mi-au pus niște pietroaie în valiză, nu puteam să trag de valiza aia, n-avea nici emoții. Și se uite toți așa și ia ia fata noastră, ia să vedem, hai, și la fel, că tu trebuie să joci. Da, și la fel au râs, eram în primul meu rol pe scena mare, eram la Oradea și jucam Rozin din Bărbierul din Sevilla, atunci a produs și botezul meu, că pe mine foarte mulți ani mama m-a strigat Cristina, că mă cheamă Cristina. Și Cristina și Paula. Și acolo s-a făcut botezul către Paula, schimbarea. Da? Da. Și s-a schimbat și destinul meu. Și jucam Rozin și aveam un porumbel adevărat într-o cușcuță care era luat de la un crescător de porumbei. De la un columbofil. De la un columbofil, așa. Și a intrat în perioada de, nu știu, clocire, nu știu, Dumnezeu s-a întâmplat cu porumbelul. Mă, și cum mă pregăteam eu de spectacol și mă macheam și toate așa, mă aranjam, aud că începe să vuiască teatru, să râdă colegii de pe la cabine de sus, până jos râdeau și mașiniștii. Și ce dracu mă râde toată lumea? Și era cușca acoperită cu pânzică, cum stătea până ca să nu se agite pasul. Da. Și o scoteai când... Și începe spectacolul și dau o pânză la o parte și găsesc o pasăre în păiat. Era ceva fără pene, era ceva... Nu pot să cred. Și mi-a zis regizorul tehnic că n-a putut să ia porumbelul și atunci s-a dus pe magazin și a găsit o arătare. Tu ne știi nimic. Ne știi nimic. Și atunci trebuie să te descurci. Da, m-am descurcat. Da, a fost amuzant, îți dai seama. Pe tine te-a luat cineva sub aripă, apropo de porumbel? Adică să poți să zici, băi, opricene... Cumva, da, întotdeauna am fost așa, am fost cumva protejată odată de Doamne, că mi-a scos niște oameni în cale care m-au chemat odată, directorul de la teatru, de la Satu Mare, care după aia m-a chemat și la Teatrul Național din Târgu Mureș. După aia am intrat la Uscat și la Trofin, alături de care m-am simțit atât de protejată, nu aveam nicio grijă. Abia intrasem în televiziune, dar nu aveam grijă aia, nu știu, stresul ăla cu producătorul, să stau, aoleo, să mă cheme pe mine la ședințe, vedeți că e audiența, nu știu cum. Eram așa ferită, cumva. Știi, n-aveam stresul șefului. Că parcă șeful are stres mai mare. Asta se mai poartă acum, să iei pe cineva. De exemplu, tu ai luat sub aripă pe cineva, mai există treaba. Bă, văd un copil care promite, are ezitările inerente debutului. Așa, știi? E mai în drum, dar nici nu... Dar ei vin să ceară? Doamna Paula, sau cum, cu dumneavoastră, cu băi Paula, băi... cum fac ăsta? Mă mai întreabă, dacă mă întreabă cineva, zic. Cumva nici nu vreau să... influențez foarte mult pe cineva în drumul lui. Aș putea să țin, de exemplu, dacă e speech-uri motivaționale, dar nu pot să spun cuiva, dom'le, fă așa,
și nu face altfel. Dar vezi că poate greșește, nu? Dar cine sunt eu să-i zic să fac altfel? După aia spune, uite, am ascultat de Paula și că dacă făceam eu altfel... Că eu niciodată n-am ascultat de nimeni. Eu am făcut ce m-a tăiat capul. Nici dacă ar fi venit Radu Beligan? M-aș fi gândit un pic. Și ziceai, da, și când se întorcea, hai noroc? Da, nu știu, dacă ar fi fost ceva în scenă, o rezolvare... Dacă erai șcat alături de monștri, din ăștia monștri sacri, ca lumea să nu înțeleagă monștri, știi? Da. În fiecare teatru erau câțiva monștri pe unde am trecut, și la Oradea, și la Satu Mare, și la Teatrul Național Târgu Mureș. Și aici în București, pe unde am mai jucat, vorba aia, joc cu Claudiu Blond, joc cu Mihai Călin, cu Pădurarul, cu Bebe Cotimanis, care este un om extraordinar, bebiță, este o minune de om. L-am cunoscut tot așa, jucând la Pitești, la Romeo și Julieta. Adică am jucat, chiar am apucat să joc și să întâlnesc niște oameni absolut minunați. Și încă și acum mai fur meserie și pe acum. Pe bune? Da. Meseria asta se, nu știu, aud, am urechea foarte fină, știi? Și uneori unele lucruri eu le-aș spune într-un fel, aș rezolva o scenă într-un fel. Vezi, la voi e ușor că furi și înveți fără să citești, fără să știi, e doar uitându-te la un film pe Netflix. Ia mă, ne uităm. Da. S-a dus vestea că ăla e film mișto, ia mă să ne uităm. Da, și de acolo, wow. Da. Adică te ajută și ăsta în Fatima, că reveni la Fatima, joacă o actriță rolul Fecioarei Maria. Nicule, când apare, ok, machiată și nu știu ce, cu vălul ăla așa, nu trebuie să spune nimic, ea și vorbește. Pac, să face pielea așa de 3-4 ori, știi, țac. Orice te dai seama că e un film, îți dai seama că e, dar totuși se face, știi, adică oricând ai putea închide. Ia stai mă, poc, gata. Pe mine mă ajută și un tablou și chiar vorbesc la propriu. Chiar m-a ajutat, am folosit o imagine la un moment dat, am folosit-o într-un spectacol. Am folosit-o, am făcut-o. Foarte. N-ai venit cu mâna goală, avem și niște pozuțe. Nu? Da. Că ai zis, mă, ia să vedem. Aici aveam un an. Ia uite-te aici, frate. Da. Mamă, plovăraș din ăsta, toată lumea avea pe vremea Toată lumea avea. Eu am păstrat un din ăsta. Serios? Da, un din ăsta de 2-3 ani. Exact ăsta cu năsturei și cu niște cocoșei cusuți. Era zis, mă, ce artă era, dar exact ăsta așa. Bine că nu am poza aia veșnică cu bebelușul prăvălit în fundul gol pe plică. Sau aia cu de cosmonaut, cu fesul ăla de cosmonaut, așa, știi, pus tot pe cap. Ții minte că erau alea de puneai... Da. Cred că dacă mai caut pe la Iași, poate mai găsesc. Poate de alea cu cosmonaut găsesc. Că avea mama un talent de amătunde, uite așa, cu castronul, cu punea cea unul în cap și mătundea cu breton. Aia cum arăde, dar na, astea erau vremurile. Da. Pe vremea, uite, astea erau niște vremuri frumoase. Dar chiar copilăria frumoasă? Da. Ai avut țară, ai avut astea? Am avut, era bunica la țară, bunica de pe tată, locuia la țară aproape de Iași. Dar cumva nu îmi plăcea să stau foarte mult acolo, că mă simțeam abandonată, știi? Și eram și singură, nu aveam foarte mulți copii prin zonă și mă cam plictiseam. Și vacanța era acolo, du-te mă la așa și te mai lua pe 14 septembrie, exact. Când te spăla cu o perie de sârmă, că după 3 luni de... De spăduchea. Da, și hai că aveți școală mâine dimineață. Da. Deci nu cu suit prin copaci, cu astea nu. Da, mai duceam, mai venea câte un alt rătăcit orășean pe la țară pe acolo. Și hai să explorăm. Da. Prima vacanță la țară am făcut-o când aveam, cred că undeva pe la vârsta asta sau una jumate, doi. M-a lăsat mama că făcea naveta săraca pe la un dispensar de țară și nu putea să mă țin atunci. Era concediu de maternitate 2 ani. Era o lună, două, după aia, hai, la muncă. Întorceai la muncă, cum? Femeia eroină, era mama eroină. Exact. Și atunci m-a lăsat la o femeie la țară și când s-a dus după o săptămână, m-a găsit în curte, cred că de acolo mi se trage norocul, mâncam găinați. Eram plină de găinați pe la gură. Mâncam găinați de pe jos, eram în patul la în curte și dai. Hai să mai vedem. Deci asta e, ia uite. Era mai măricică. Asta nu știu unde eram, dar cred că... Mamă, fustele alea cum se purtau. Da. Dar vezi femeile ce trupuri aveau pe atunci? Ce, mamă, arăta foarte bine, era subțire, că și picioare lungi. Nu puteai să pui rochia asta decât pe ceva care, știi? Da. Aici eram, cred că la o mătușă avea... Ai mama. Un ied negru, ce e ăla? Un cățel, eu știu, habar n-am, nu mi-aduc aminte de această jucărie, mă mir că o aveam. Că nu mai amintesc așa de foarte multe jucării decât de o păpușă pe care am primit-o, singura păpușă primită de Crăciun, pe care mi-a stricat-o fratele meu chiar în seara aia. I-a rupt cap.
M-am jucat pe aia cutia de carton. În seara pe care ai primit-o, i-a rupt capul? În seara de Crăciun, seara, da. Mi-a executat-o, că așa era de... Da. Zicea că ea de HD, frate, mi-a dat ceva. Dar tu băgai din astea elasticul și astea... Da, păi jucam, țară-țară vrem ostaș. Da, lapte gros, toate alea. Cum? Da, lapte gros nu, aia era de băieți. Da, și elasticul? Și elasticul, unu, da. 2, 4. Bună era. Eu având sora, am ținut elasticul ăla de mi-a venit rău. Două picioare. Nu mai te rog să nu ne mai aducem aminte că mi se cețoșează privire. Am băgat elastic de mi-a venit rău. Două picioare erau la un scaun, dar două, pentru că se strângeau scaunele, trebuie să le țină fraierul. Vai, 1, 2, 4 că le-am băgat. Ia stai mă și tu, acum să fac și eu. Cred că și acum, dacă îmi dai un elastic, da. Da. Mi-e dor, din chiar păcate. Dar mai ții minte când se tăia curentul, că vreau să Ceaușescu? Cum? Și da, acum mie, dacă îmi închizi curentul acum, iau o baterie de mașină veche în care mai circulă acidul, ai legat două fire, ai pus un bec și un întrerupător. Când se stingea curentul la noi, în 3 secunde pornea becost. Serios? Da, era o baterie veche de mașină. N-am așa ceva. Da, are acum mai cu lanternă, cu figuri. Da, și toată lumea, tu patru, eu cu sormea, mama, tata, ne strângeam în hol unde aveai un bec deasupra prins acolo, bătut într-un cui, care stătea acolo. Era un bec de 12, da, că ăla trebuia doar să lumineze. Când se stingea lumina, dar era faimosul bang, nu știi? Când îi întreabă de unde vine curentul și luminița, zice de la hidrocentrale, bravo, luminița. Și Costelu zice de la termocentrale, bravo. Și Bulă zice de la din cocină, de la porci. Știi? Și doamne, ce Bulă, tu tot timpul trebuie să ai în orice banc, să ai, să strici tu bancul. Cum adică? Păi doamne, cea seară când a închis curentul, a zis tata, porcii ăștia iar au stins lumina. Știi? Exact așa și noi. Aici? Da, uite ce costum așa aveai. Da, eram... Era și luchiță și pantaloni. Da, în același timp. În același timp. Da, dar tot da, acolo e poza, vezi? Tot în locul tot ăla. Acolo, tot cu ochii mari. Da, era o mătușă care era croitoreasă, dacă nu mă înșel. Și făcea pe tine experimente. Și făcea, da. Poate dacă iese. Mama, da. Ca mama, mă îmbrăca cu ce avea. Dar să nu le pierzi pe astea, că e păcat de ele. Nu le pierd, păi de ele am și fotografiat, da, că eu le am în print, da, acasă. Le-am trebuie găsit să le duci acum cineva la scanat. A, le ai așa. Le am așa. E bine. Le am așa, am mai găsit și azi noapte când ți-am... Am văzut la 3.41. Da, da, da. După aia m-am mai pus să mai caut, mi-am adus aminte că mai am vreo cutie pe undeva, da, dar era 4 dimineața, am căzut. Și azi gata, ajungi. Da. Hai să mai vedem. Ia. A, am crescut. Tot eu, da, da, nu știu unde avem era și harta județului sau ceva acolo, frumos. Să mai măricică. Uite că ziceai tu de boneta aia, de căciunițele, da, alea uite, pe vezi? Care... Doamne, dar le detestam, atât de urât. Da, și mai avea și un... Nu era un moț, că era un tubuleț așa, un exact tubuleț, de cosmonaut. Acolo dacă... începea, da, căciula să fie... Să ce fie vrei, asta era... Dar vezi, e tot cu profilul ăsta stăteam. Da. Mai, uite, asta este o poză, da, asta care urmează. E o poză, cred că singura poză în care eu sunt... alături de bunicul. Acolo e bunicul din partea mamei, pe care l-am iubit enorm. Ăsta e fratele meu mai mic. Uh-huh. Da, fratele meu. Și tu tuns așa... Eu tunsă cu... castronete. Drujba. Da. Așa. Ea este tanti Jănița, care stătea cu noi acasă, ne avea grijă de noi, era adusă de la țară să stea cu deci noi bona în casă. Deci bona ta, ai avut guvernantă de mic. Am avut guvernantă și... Mamaie. Mamaie, mamaie. Și ea e mamaie bunica după tata. De la țară, unde mă duceau pe mine vara, mă abandonau acolo și bunica era cam afurisită. Așa. Da? Da, era. Și un tradițional acolo covor, o carpetă, nu ceva pe spate, ce sau ce e aia? N-aveai răpirea din serai? Nu, 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 nu. Asta era o pătură. Pentru că era în camera în care am făcut noi poza, era un pat de ăla cu recamier. Da, recamierul. Recamier. Cum? Și se vedea urât în spate și cu peretele ăla alb și atunci hai mă să punem un fundal. Avea și o cromă, deci. Avea este o... bunica cromei. Da, era, noi stăteam într-un apartament așa semi-decomandat, treceam din sufragerie într-un dormitor și în sufragerie dormeau părinții, în dormitor dormeam copiii și în celălalt dormitor care era decomandat dormea bunelul, bunicul. Am înțeles. Bunicul. Am care înțeles. Era atât de mucalit, bine și tata era mucalit până când s-a apucat de băut și nu mai era hazliu, dar bunicul era simpatic, foc și un bărbat frumos, 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 cu părul alb și cu niște ochi albaștri. Cred că de acolo am slăbiciunea asta pentru ochii. Cred că de la bunicul mi se trage. Da, nu găsești altă explicație. Nu, acum mi-am dat seama că da, a avut întotdeauna o slăbiciune. Da? Da, da, da. Da, ochii albaștri, da, să fie într-un fel ok, să vezi ceva în ei, să da, curați. Hai da, să mai vedem. Ia.
Asta e din spectacol. Din spectacolul ăla în care... Asta sunt eu din stânga cheală, vezi că nu... nu da. Vezi că nu vezi. Ne-a speriat un picuț când am văzut pozele. Mă, s-o fi întâmplat. Da, da, ne-am dat seama. Se numea spectacolul O2, adică Orestian 2, sau Amprente neidentificate ale unei tragedii grecești. Wow. Pe mine mă bunește rusul de fiecare dată când spui Orestia, pentru că mi-aduc aminte de Ghiuri Pascu, Dumnezeu să-l ierte. Și povestea la Gala Uniter, că i-am văzut o piesă de teatru, cum se chema? Păi era ea cu o fată care are un băiat, care ucide fata și vine și fratele ei după ea și asta ați înțeles dumneavoastră din piesă, era în greacă scrisă. Și a zis asta, am apucat să înțeleg și mi-aduce aminte. Și exact așa, cea Orestia. Ghiuri, da. Doamne. Tu le-ai apucat ca lumea? Cum să nu am jucat? Ca lumea, ca lumea. Da, ani am jucat. Păi eu 10 ani am fost cu Divertis. 10 ani. 10 ani, câțiva ani de antenă, câțiva ani de Pro TV, câțiva ani de TVR, apoi spectacole. Când... Și unde s-a rupt? Când, nu la tine, între ei. Între ei s-a rupt în antenă, când a plecat Tony. Iuri avusese accidentul sau nu avusese? Mai târziu l-a avut. Mai târziu l-a avut. Nici nu mai știu unde eram. Eram în Pro TV sau în TVR? Nu, în TVR. În TVR eram deja, plecasem din Pro și intrasem cu Divertisul în TVR și atunci a avut Ghiuri accidentul, deci știu că, țin minte că l-a păzit Silviu, păzea pe acolo pe la spital să nu intre jurnaliștii peste el. Pentru că avea și a revenit. Și a revenit cu acupunctură, cu nu știu ce, cu terapii alternative și a revenit, pentru că avea semipareză. Da, da. Nu mai putea să mai cânte, nu mai putea și a revenit total. Și Silviu a stat acolo? A stat tot intre... timpul, da, da. Da, l-a pozit Orestia. Lângă el. Da. Și asta ați înțeles, păi era în greacă, că eu am citit, da. A zis, aveam, afișul era aveam greacă. Niște glume, aveam noi glumele noastre, eu cu Ghiuri, tot timpul când ne vedeam la repetiții, făcea el, că știe că pe mine mă ustură limba română, știi, dacă simt, la mine e no-go, dacă cineva face o greșeală de exprimare, dacă așa, gata, s-a terminat, nu mai, te-am scos de la prieteni. S-a dat bloc. Da, făcea tot timpul câte o greșeală de asta. Intenționată ca să vadă. Ca să vadă și râdeam împreună. De ea, da, era... Uriaș, mic, dar uriaș. Fabulos, un talent fabulos. Fabulos. Și cu cântat, și cu jucat. Cu tot, și cu tot. Simțea momentele, simțea umorul, simțea... Făcea din rahat bici. Dar el n-ar fi vrut să se bage, nu știu, întreb acum doar așa, ca să se bage în teatru, să joace, să știu, dar ca lumea, zic. A jucat, dar din... Ne, cred că nici nu mai avea timp. A jucat, timp. Cred că Noaptea Furtunoasă, sau nu, într-o Scrisoare Pierdută, cred că a jucat, la un moment dat a jucat într-un spectacol de teatru, dar nu l-am prins eu. Mi-a povestit el că a jucat. Și a mai jucat, cred că și într-un film, dar nu mai știu. Păi a jucat în Occident. Și în Occident. În Occident, când are cerebra replică, când se duce la poliție și spune am venit să reclam un jaf. Și el a dat ce a jefuit. Și a zis, nu eu. Am venit să reclam un furt. Da, ce a furat? E bun. Da, în Occident. Da. Hai să mai vedem. Ia. Yeah. Mamă. Da, uite aici, uite-mă pe mine fără păr. Și Adi, Mateu și cu Lut, cu nu știu ce, că erau cele două cetăți. Da, erau două cetăți de Lut făcute de Adi. Și cu vopselul, cu nu știu ce. Vezi, de aici e cu arta cere sacrificii, știi? Lumea nu înțelege, zice că... Da. Ca femeie să te tunzi. Mamă, dar striga lumea după mine pe stradă, prin Sibiu, pe la festival, atunci că erau emulații, vreau după toată lumea. Mamă, și când apăream pe stradă, când mergeam, eram și îmbrăcată, că simțeam într-un fel, aveam o vestimentație mai specială, așa, eram arții, așa. Striga lumea după mine, mamă, ce tare ești! Wow! Hop! Poa, și trăiam așa, un pic, un fel de celebritate, așa. Da, după care a trebuit să dau concursul. Dar chiar asta te sufocă? Ce? Celebritatea? Da. Paparații, poze... Uneori... Îi simți, îi vezi? Adică știi că sunt... Nu-i văd, că mă mai fotografiază, mă mai ies și eu la o cafea cu câte cineva. Nu-i văd. Păi eu n-am ochi pentru alții, am ochi doar pentru... Da, doar te uiți așa, hop. Nu-i văd, nu-i simt. Nu știi de ce eu întreb... Mai văd articole, pun ziare, tot felul de prostii. Eu întreb tot timpul, știi, că zic, domnule, dacă voi...
la nivelul României este așa. Hai să ne gândim Cristiano Ronaldo, când vrea să iasă și el sau Messi. Vrea să iasă în parc sau să iasă la un restaurant să mănânce, efectiv. El trebuie bodyguard să ducă înainte, să vorbească, să facă. Băi, Lene, vrea și ăla, știi, să fie. La început încă apăreau poze de alea urâte, te duceai la un eveniment și te prindea. Da, și cu așa, hop, și zicea. De atunci nu mai mănânc la evenimente. Jur, de când am apărut la un moment dat într-o poză și eram așa, am mâncat la nu știu unde și ce a făcut și ce a dat. Nu, dar prinsă cu... Da. Doamne ferește. Și dădea urât. Bine, și ei aveau interesul să dea poza aia. Da, să, așa, aici eram cu flăcările. Urma când momentul flăcările, cu scosul flăcările pe gură, da. Și acum încă știu să mai scot flăcări. Da. Am învățat, tehnica e simplu. Și a spus, domnule, dacă tu poți să faci, i-am spus regizorului atunci, bine, nicio problemă, dacă tu poți să faci, înseamnă că fac și eu. Și mi-a arătat ce Și a făcut. Mi-a părut rău după aia că da, am zis. Trebuia să... Da. Hai aici eram, da, scenă din spectacol. Aici îi întindeam covorul pe care, fiind, ce era în momentul ăla? Cassandra. Cassandra fusese blestemată cu darul profeției și pentru că zeul a blestemat-o pentru că ea nu s-a îndrăgostit de el, a blestemat-o cu darul profeției. Ei, ea ajunge în cetate cu Agamemnon în piesa asta, asta scrisă de Teo, și pentru că știe că o să moară, că urmează să calce ăsta pe covorul roșu care era destinat zeilor. Da, da. Că de acolo covoarele roșii de la evenimente. De la când veneau de la, șmecherii. Tot de la teatru ni se trage oameni buni de la, da, de la zi. Ea își mușcă limba și o scuipă. Eu eram înfășurată într-un brâu de ăsta alb foarte lat și mușcam limba și scuipam sânge. Și așa înroșeam covorul și făceam covorul roșu. Și el călca pe covorul roșu. Și după aia... Da, omul ăsta a avut niște idei, tăticule. Da, fragmentul ăsta l-am dus la școala de surdomuți sau nu știu cum se spune și l-am tradus în limbajul semnelor. Pentru că blestemul ăsta era atât de puternic încât nu putea, dumnezeu, a mușcat limba, mi-am mai putea după aia să mai să nu mai vorbească. Era atât de puternic când începe să vorbească corpul. Și m-am dus și am tradus acest fragment în limbajul semnelor. Foarte tare asta. Și spuneam eu și chiar vezi, știi cât am repetat, cât am învățat, cât ca să nu uit. Eu m-am dus cu textul la un profesor acolo. Da, uite, vezi, citești pe Wikipedia că Daniel Day-Lewis, de exemplu, pentru rolul din My Left Foot, a stat cu ăla, cel știi, sau a văzut ce persoanele care au dizabilități, care stau într-un cărucior cu rotile și el a stat 6 luni într-un așa și legați în piciorul nu știu care să nu poți să, știi, și zice, băi, rolul bun, dar n-are, bă, cum, el în spate are jumătate de an, un an de... Și eu sunt la fel, actor de method acting, actor de metodă, asta e un fel de actorie. În care îi intri acolo cât mai... Și stai cu cât mai pușcăriașul, stai cu ăla de la spitalul de... Vrei să fii cât mai aproape, să poate să trăiești lucrurile astea, neapărat la modul ăla, dar... Și te ajută enorm treaba asta. Da, Bă, ăla nu putea să miște un picior. Eu nu mă interesează să le miști pe amândouă. Legați-mi un picior și să fiu ca ăla. Da. Adică te duci de parte rău. Te duci, te ca duci. Să-ți iasă... Bine, după aia e un Oscar. Sau ce a luat el, știi? Sau vine așa. Cu statuie. Da. Și atunci, da. De aia faci. Exact, mai avem? Da. Mai avem... Asta, la asta m-am speriat. Da, aici am mai văzut, se vedea cât sunt de cheap. Da. Aici eram deja, cred că aveam vopseluri în cap, eram plină de vopsea, de lut. Aici munise Agamemnon. Oamenii deja... nu respiră la așa ceva, nu? Adică spectatorii, o liniște din aia... Da. Și a fost... Deci după spectacolul ăsta, țin minte că l-am jucat la un festival... Că după ce am apărut, l-am făcut la Sibiu, au venit mai mulți directori de festival și au spus, mamă, ce spectacol! Și că a venit și inclusiv Matei Vișniec și ne-a felicitat. Da, zic că vreau, unde îl mai jucați, că vreau să-l văd. Au venit și de la Sfântul Gheorghe să ne invite. Deja făcuseră line-up-ul, cum ar veni de spectacol, dar să-l jucăm în afara festivalului, doar să venim. Și țin minte că a venit profesoara mea de actorie, cea care m-a pregătit pentru facultate, care nu știu dacă m-a văzut jucând vreodată, și m-a văzut într-un festival și a venit după spectacol și mi-a zis, Doamne Paula, cât de bună ești! Cât de bună ești! Uite, am știut întotdeauna că ești excepțională, dar... Foarte tare! Da, și au venit și colegi din teatru și nu te aștepți de la colegi să vină să te felicite, dar veneau și cu lacrimi în ochi, pentru că momentul ăla cu limbajul... Și de ce nu mai jucați? Pentru că o dată ne-a crescut părul, la doua oară l-am jucat, era un spectacol greu. Noi l-am făcut cumva
pe banii noștri. Deci el a fost doar atât, Sibiu și gata? L-am jucat un an de zile la Satu Mare, l-am vândut teatrului din Satu Mare, cum ar veni, pentru că era al nostru. Totul era făcut de noi, ne-am dus pe banii noștri. Ba, și așa. Cum îl vinzi? Tu trebuie să-l joci. Îl jucam. El poate să joace altcineva? Nu. Nu. Asta n-ai cum să-l joci. N-ai, nu trebuie să treci prin mâna regizorului, că ăsta nu poate fi jucat de... Deci voi v-ați dus efectiv până la Spania, a stat o săptămână și când și asta a fost tot? Atât. Și el n-a venit niciodată să-l vadă aici? Niciodată. Nu l-a văzut niciodată. Nu l-a văzut niciodată. Noi n-am făcut cu recuzită, cu flăcări, cu ceva. Tot ce am făcut, repetam că o să facem. Dacă făceai concret. Da, da, cu vopselul, cu nu știu ce. Lasă-mă că facem că noi. Ne turnam niște vopsea în cap, bine, tot. Era motivat, adică era... Da. Asta era viziunea regizorală. Dar noi nu am repetat cu lucrurile alea. Când ne-am întors în țară, am luat, am făcut el vopseluri, am făcut eu sângele, mi-am făcut limba, era bucata de carne pe care o scuipam. Da. E loc pentru toți în România în momentul ăsta. Avem impro, avem toți comedianții ăștia care umplu sălile, adică în două zile umplu 4.500. Toți, nu știu cum se cheamă, stand-up-uri și așa mai departe. Mai e loc pentru chestiuni din astea? Eu cred că comedia, asta o cere omul, că e supărat în viața de zi cu zi, nu mai vrea să mai vadă încă o dramă de-a capul de pereți. Mai e loc de teatru ăsta așa greu? Vorbim de greu. Cumva, știi cum e... El se mai joacă acum teatrul ăsta se greu? Se mai joacă, se mai joacă. Adică dacă te duci la Naționalul Bucureștean, mai găsești așa ceva? Găsești chestii asemănătoare, da, găsești, și lumea găsești vine. Ceva. Lumea vine, da. E o garanție Teatrul Național. Sunt adică dacă aceia, pui la un sunt aceiași oameni care vin? Cred că da. Adică, domnule, e o castă în care intră foarte puțini oameni, e o castă închisă, e o... Domnule, noi mergem la teatru, suntem iubitori de teatru, indiferent de ce se joacă. Adică tu știi că sunt foarte mulți așa. Sunt foarte mulți care vin la teatru pentru că știu că, de exemplu, la Teatrul Național... Sunt fierți pe teatru, punct. Fierți pe teatru. Și te întrebi, domnule, dar cum reușesc sălile astea să fie mereu pline? Da. Trec ani și ele sunt pentru că generațiile se schimbă și vin din urmă alți iubitori de teatru și alți iubitori care odată ce văd... Ce... Pentru că toți scriu acum, duceți-vă și vedeți-l pe maestrul Rebenciuc că nu o să mai fie, însă că nu o să mai... Duceți-vă. Sunt postări pe Facebook care unor tineri de 20 ceva de ani. Da, deci da, nu postează pe Facebook cineva la 60 de ani, știi, exact. Sau să spui. Și n-apuc și atunci... să uite, eu n-apuc să-mi iau bilete, da, că le sunt sold out. Da. Mă chinui de nu știu când să iau bilete. Uite, nici la comedie nu găsesc bilete, nici nu... La mine mai găsesc câteva. Bun, și se chinuie oamenii să construiască un teatru, e primul teatru. Crist acum nu face... cum o cheamă? Chris, face teatru, cu la Grivița, teatre. cu Grivița Cărămida, 53 sau ceva. Cred că da. Sunt multe teatre independente. Da, știu, dar nu sună ciudat că noi ne chinuim să facem un teatru, să-l construim un teatru după 33 de ani? Că vorbim de clădire. Bine, Paula, în București sunt 311 școli generale din 1988. Și acum sunt tot 311, noi n-am construit nicio școală în România, în București. Vorbesc de stat, construcție. Dar întreabă-te tu de ce teatrele independente care au confirmat de atâția ani, vorba aia, sunt teatre independente care au 10, 15, 20 de ani. Da, de ce nu-și construiesc Nu, de ce nu primesc nimic de la stat? Bine, independent, da, cumva presupune independență. Dar de ce nu... Ei sunt considerați tot particulari, adică statul stat. Ești impozitat ca un particular, nici măcar nu ești protejat. Eu vorbesc în calitate de spectator și de actor. N-am un teatru independent, dar știu problematica. Știu de ce se lovește prietenul și colegul meu care are teatru de artă București. Pentru că el plătește impozit ca un bar. El zice că e cârciumă. Da. Tu poți juca în el oricând, dacă ești angajat la Teatrul Național, de exemplu, poți juca acolo? Da. Dar nu ți interzice nimeni, cum adică? Da. Deci tu ai o simbrie la Teatru Național și îți vezi de piesele. Dar e treaba ta ce faci în timpul liber. Am înțeles. Cumva, adică nu, una nu exclude pe cealaltă. Lumea face diferența între asta? Bun, merg la Teatru Național pentru că acolo este Everestul. Da, Everestul. Da? Dar lumea a început să... Dar dacă se joacă bine... Pentru că se joacă bine, nu mă interesează neapărat unde mă duc, în ce sală... Se duce vestea. Și sunt actori mari de la Național, vorbea, care joacă în independent, joacă în spectacole mici. Sau la teatre mici, cu 70-80 de locuri, cum e Teatrul de Artă București. Sau teatrul, stai că mai sunt, Minion, sau cred că s-a desființat asta, la deci un teatru. Deci tu ce trebuie? Să-ți găsești o sală, nu? La Green Hours, da.
Să-ți găsești sala, să trebuie, practic. Sala care să te primească, să te găzduiască. Eu așa le spun tuturor. Măi, repetați un spectacol. S-a jucat mult la Palatul Copiilor și Oimilor Patriei. Cred că se mai joacă și acum. În continuare se mai joacă. Da, adică doamna Maia se ducea acolo și juca. Dar și eu am jucat acolo. Ai jucat? Da. Când eram la un impresar. Da, cu un anumit spectacol. Da. Acum ne-am mutat la Elisabeta. Văzut Horațiu Mălăele pe afiș la Palatul. La acel impresar, da. Da. Am înțeles. Da. Se joacă peste tot. Deci trebuie sală. Sală trebuie. Și actorii unde și să piesă. Adică nu... Și după aia... Cred că acum începe să conteze mult și locația, că dacă te duci într-un loc care este deja e crescut ca un loc de teatru, lumea caută. Da. Știi, să și știi mai că acolo se joacă ceva de calitate. Da. Că altfel nu i-ar primi acolo. Da. Adică nu șușe. Da. Mergem la ceva calitativ. Uite, astăzi mergând pe stradă, am mai descoperit un teatru. Nu știam, auzisem cumva de el, dar nu știam dacă există fizic sau nu, sau e doar așa o titulatură. Am un teatru independent. Lumea își dă coate când te vedea. Acum uite-mă pe aia de la TV sau uite-mă pe aia de la teatru. Da, mai... am parte de genul ăsta. Nu prea le mai văd. Înainte le văd cei din jurul meu. Da, eu nu prea le observ. Eu sunt cam abulic așa. Nu prea sunt atentă. Ce-ți dorești pentru... Lasă cu sănătatea. Sănătatea s-a dat. Asta era sănătatea. Nu. Sănătatea s-a dat. Sănătate... nu știu. Ai un vis, ai un... Pe cea mică ce-o faci? Ce vrea ea? Are nu mai e mică. Cea mică și care are nu 13 merge mică. Mulți înainte. Ce vrea ea, ce simte ea, asta vreau să o fac, ce vrea, ce simte ea, că nu o să simtă. A apucat-o pe calea asta, din ce o simți? E talentată, încă nu știe ea, are 13 ani, în clasa 7, încă e în căutare, încă e așa, știi cum e, impresionată și de ce fac eu. Nu vreau să o dirijez către ceva, nu vreau să o forțez către nimic, pentru că nici pe mine nu m-au forțat ai mei și dacă m-au forțat, am făcut aman invers. Și am făcut ce m-a dus capul și... Da, deci atunci cumva... o forțezi spre ceva și ați facă exact aman invers, știi? Da, nu. Ce o să simtă sufletul ei că îi face plăcere? Până la urmă, orice. Dacă vrea să se facă contabil, important e să își dorească să fie cea mai bună. Să fie sau să evolueze într-un fel. Pe felia ei, nu contează pentru că asta e important. Mă, nu contează să fii mamă vedetă internațională. Bă, dacă ești cel mai bun în meseria ta, ești cel mai tare. Ești tu, da. Vedetă la tine în breaslă. Bă, ai auzit de cel mai bun meșter instalator. Bă, îl vrei pe ăla. Da, pe care îl cheamă toți. Pe care îl cheamă, te duci la cel mai bun doctor. Ela n-are pagina de Facebook, e din gură în gură. Bă, da, uite, eu când caut un medic, un ceva așa, mă întreb, bă, nu, ai un medic bun, vreau la cel mai bun, nu? Da, că s-a dus din... Tu ce-ți dorești? Ce nu sănătate. Doresc? Nu știu, gândi, să faci o piesă, să faci un rol, să joci undeva, să te duci la casting la un film. Eu aș vrea să se facă ziua mai lungă, dacă se poate. Deci asta nu se poate, ne pare rău. Să apuc să le fac pe toate, pentru că cred că am devenit ușor workaholică și cumva mi-am dat seama că ar trebui să mai bag și un pic de pauză în programul ăsta al meu și să-mi petrec și mai mult timp cu fiica mea. Asta îmi doresc. Dar nici să nu le las pe celelalte. Uite, pornisești bine, vezi? Mă lăcrimasești un pic, stăteam așa, mă luase până la... Bă, dar totuși să nici nu le abandoni. Da, știi de ce? Pentru că eu sunt și mamă, sunt și tată. Știm. Muncesc cât patru, că te uiți așa la mine, par așa un fluturaș fără griji. Dar crede-mă, mă trezesc de dimineață, mă ia capul, facturile, alea. Mă duc la spectacol, la teatru, la emisiune. Aoleu, să mă uit la emisiunea aia că diseară o comentez, să știu ce se întâmplă acolo, să nu par proastă. Așa, până și ca să vin la tine m-am pregătit, știi? Cum am văzut, bă, hai să văd ce face omul ăsta. Te-am văzut umblând cu pantofii în, știi, în mână așa, adică... Nu, dar chiar umblând cu pantofii în geantă, că tot timpul sunt pe plecare, tot timpul sunt la câte emisiune. Te-am văzut că nu poți să stai. Nu pot să stau, dar n-aș vrea să le... Pentru că eu cresc. Deci tot n-am lămurit-o. Vrei să fie mai mult timp liber, dar să-l umpli în totalitate și pe ăla. Da. Știi? Deci cam asta ar fi. Dăm, Doamne, timp liber, mai mult... Timp liber. Ca să pot să le fac pe toate. Ca să pot să le fac pe toate. Deci nu... Știi cum e, da? Da, nu știu, dacă aș avea așa o putere... Doamne, aș face foarte multe lucruri. Aș vrea să călătoresc în timp, aș vrea să fiu o zână... Dar unde te întorci în timp? Ai o perioadă anume? Adică să zici, domnule, poc? Da, m-aș întoarce în timp ca să mai retrăiesc niște iubiri. A, în timpul ăsta de acum sau te întoarci în timp? În timp, da, mă gândeam. Dacă ar fi, nu
știu. Nu, nu, aș călători în timp. De curioasă ce sunt. Și unde te-ai duce? Nu știu, m-aș duce la mormântarea mea să văd care plânge și care nu. A, vrei să te duci înainte? Înainte. Să spui ca Stan, știi, Stan și Bran. Stan a zis, dacă văd pe unul la mormântarea mea că plânge, nu mai vorbesc cu el toată viața. Pe unul da. Singur a zis să... Nu, glumesc, eu aș vrea să fiu nemuritoare. Deci, dacă ar avea, nemurici. Dacă... Da, da, nu, asta cu nemuriciu m-a terminat, că eu, apropo de nemuriciu, că Iuri l-a jucat pe nemuriciu, crezut că e nemuritor. Da, eu aș vrea să fiu nemuritoare, dar din păcate nu sunt și am aflat asta, mi-am dat seama că o să mor la... Când ai fost la ultimul control medical sau ceva, știi? Când ți-ai dat seama că ești nemuritoare? Când... Nu, după ce am născut... Când mi-am ieșit analizele. După ce am născut, mi-am dat seama că eu vreau să trăiesc la nesfârșit ca să o văd pe fiica mea crescând, fiind și bunică, fiind și străbunică. Știi cum e, da, nuntă, primul copil, al doilea copil și așa mai departe. Așa, m-am făcut o vegană o perioadă, da, ca să fiu sănătoasă. Și ți-a ieșit? Bă, da. Știi cum eram ca piperul? Nu mai beam nici cafea, nu mai aveam, dormeam 4 ore pe noapte. Eram... Da, te-ai apucat din nou de lucrurile normale după aia, nu? Că ai zis o perioadă. O perioadă, că după aia a trebuit să mut locuința. Mai steria, zic, doamne. Știu că ție îți plac micii. Da, zic, cine a chemat-o? Cine a chemat-o? Nu dă drumul la aragaz, cine a chemat-o aici? Da, asta să fie așa. E și post, ne-a prins. Asta e. Le-am încercat. Dumnezeu ne iartă, cum zic, că asta e meseria dumnealui, că nu are altceva ce să fac. Eu sunt foarte curioasă, îmi place să știu și îmi place să încerc lucruri noi. În afară de asta cu înălțimea, că mi-e frică de înălțime, dar în rest, da, de peiaje și de înălțime. În rest, le-aș încerca pe toate. Astea. Da. De aia nu m-aș duce vreodată la vreo emisiune de asta unde să se cațere gângănii pe mine, ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Da. Nu. Mi-a ajuns una. Da. Paula, să rămână, mii de mulțumiri. Te lăsăm că trebuie să te duci. Apropo de timp, hai rei. Ți-ai zis că e discuție ca între fete. Ferească. Să rămână, mii de mulțumiri. Sănătate nu-ți urăm, că s-a dat. Da? Doamne, dar să ne vedem sănătoși la anul. Doamne, și cât mai multe piese, și cât mai multe emisiuni, și cât mai mult timp liber pe mulțumesc. Care să-l consumi și pe ăla. Da. Da? Și ție cât mai multe vizualizări. S-a dat vizualizările înapoi cu cea Floricica dansatoare. Da. Și vă obi de mulțumiri, vreau să știu, alături de prietenii de la Unibet, cum am spus, Ud Bucovina, bucatele, că ne apucăm acum de ele, de la, așa, da, s-a trecut și la cozonaci, că sunt sărbătorile, nu umblăm numai cu cărniță. Dar uite, este un cozonac vegan, poți, da? Și badabu, prietenii noștri, cuper de plăcere. Nu e vorba că ești tu actriță, dar noi așa terminăm de fiecare dată. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Da, așa e. Mii de mulțumiri încă o dată și ție și celor care ne privesc. Toate cele bune, la revedere!